Bună ziua! Bună ziua la toată lumea! Bună ziua! Bună ziua! Ana Maria! Ana Maria! Bună ziua! Stimați colegi, este timpul să începem întâlnirea noastră. Întâlnirea noastră, eu form așa. Primul lucru care vreau să menționez este că noi vom avea traducere. Din acest motiv, toți noi care vom vorbi, vă rog să vorbim puțin mai rar ca traducătorul să reușească să traducă. Traducătorul este doamna Leona Artiomova, sper că este undeva, o văd pe aici undeva, da? Da, eu sunt aici, bună ziua. Da, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Salut, Covace, văd că sunt, Peter, hai. Sper că va fi o întâlnire utilă pentru toată lumea. Înainte ca să începem dezbaterea propriu zisă, înainte ca să începem discuția, eu mă prezent, sunt Vecislav Iuniță, expert VM, alături de Ana Maria, care va avea grijă de tot ce înseamnă înregistrare audio, cine vorbește, cum vorbește. Am să rog toți cei care nu iau cuvântul să închidă microfoanele pentru a asigura o calitate mai bună a discursului. De asemenea, încă o dată repet, am să rog să vorbim mai rar ca traducătorul să poată traduce. Și înainte de prezentare, vă rog să-mi permiteți să dăm cuvântul colegilor noștri, Lubomir Chiriac și Peter Golia din la Institutul INECO din Slovacia, pentru a ne avea un cuvânt de salut, să adresa nouă. Am să rog mai întâi pe domnul Lubomir Chiriac să spună câteva cuvinte. Da, mulțumim, Vecislav. Da, mulțumim. Bună ziua la toată lumea. Sunt să vă mulțumim foarte mult că ați găsit timp să participați la conferința respectivă. Văd că numărul de participanți este destul de mare, 55, asta e foarte bine. Țin în mod special să-i salutăm pe colegii noștri din Bratislava, care deja pe parcursul mai multor ani sunt partenerii noștri siguri în procesul de consolidare a democrației din Republica Moldova. În contextul dat, menționez faptul că conferința de astăzi se desfășoară în cadrul proiectului Susținerea democrației, a independenței și transparenței instituțiilor cheie din Republica Moldova, implementat de IDIS Viitorul, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia, INECO, și sprijinit financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltarea a Republicii Slovacia. În proiectul dat este drept obiectiv central contribuția la dezvoltarea independenței instituțiilor cheie ale statului, creșterea gradului de transparență a instituțiilor respective. Se știe foarte bine că instituțiile de stat din Republica Moldova sunt în proces de consolidare. Încă nu au potențialul de independență și forța de care vorbim noi ca să-și permită să aibă o încredere deplină din partea societății noastre. De aceea, în cadrul raportului de evaluare, potențialul de independență a instituțiilor publice în Republica Moldova, care va prezenta domnul Viorel Pârvan, se va face o analiză succintă după metodologia care a fost preluată și de data aceasta de la colegii noștri din INECO, privind determinarea, identificarea nivelului de independență a 20 de instituții din
Republica Moldova. Vreau să subliniez faptul că de la INECO IDIS Viitor a preluat mai multe metodologii, inclusiv metodologia de determinare a celor mai transparente autorități locale, care se bucură în prezent în Republica Moldova de mare popularitate și la care fac referință nu numai autoritățile locale, dar și mulți experți, oameni politici și așa mai departe. Examinând cele 20 de instituții după o metodologie foarte bine pusă la punct, în opinia noastră, luând în considerare patru criterii fundamentale, și anume numirea organelor de conducere a membrilor Consiliului de Administrație, destituirea persoanelor numite, suveranitatea și bazele constituționale, cât și remunerarea, venitul persoanelor, s-a reușit să se facă un top, un clasament care la momentul dat reflectă în opinia noastră situația care există în Republica Moldova vis-a-vis de independența instituțiilor de stat. Așadar, eu o să-mi permit așa foarte succint să menționez că sunt câteva instituții destul de solide, destul de consolidate din punctul ăsta de vedere. Mă refer la Procuratura Generală, Banca Națională a Moldovei, Instituția Avocatului Poporului, Curtea Constituțională, care au acumulat un număr suficient de puncte ca să spunem că sunt destul de independente. Și la polul opus, din păcate, se află alte instituții care au încă mult de lucrat în direcția respectivă, au de recuperat mai multe aspecte și acestea sunt Agenția Serviciei Publice, care a acumulat practic cel mai jos punctaj, inclusiv Serviciul Vamal, Inspecția Financiară, Inspectorul General de Poliție, Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat. În alt context, IDIS Viitorul la fel examinează instituții de reglementare cu o altă metodologie și vreau să spun că rezultatele obținute în mare parte sunt concordanță cu cele pe care le va prezenta astăzi Viorel Pârvan. Sper foarte mult că în felul ăsta, prin studiul respectiv, prin intermediul proiectului care a fost implementat în Republica noastră, ne va duce o contribuție clară la dezvoltarea independențelor instituțiilor din Republica Moldova. Și iarăși cred că prin intermediul colegilor din Slovacia, prin intermediul Institutului INECO, personal al lui Peter, vom reuși să dezvoltăm și alte aspecte care țin de democratizarea și europenizarea Republicii Moldova. Astea fiind spuse, doresc la toată lumea succese. Sper foarte mult că informația pe care astăzi o să o aflați în premieră va fi de bun augur atât pentru instituțiile de stat, cât și pentru societatea civilă din Republica Moldova. Mulțumim! Mulțumim, domnul Chiriac. Eu îl ruga pe domnul Peter Golea să ia cuvântul. Doar voi vreau să confirm că noi, în calitate de expert, într-adevăr, în ultimii 4 ani de zile am de beneficiat de niște instrumente extrem de utile în măsurări pe care deja și-au făcut destul de bună imagine în Republica Moldova. Vreau aici să spun că după ce noi am început să măsurăm autonomia, transparența autorităților locale, autoritățile statului ne-au rugat să facem astfel de măsurări și la alte instituții, deoarece este o tehnică
care foarte clar, cu indicatori foarte clari, care într-adevăr permite să evoluăm ce se întâmplă și noi mulțumim colegilor noștri din Slovacia care ne-au ajutat. Ne vor ruga acum pe Peter Golia să ia comente. Iar Peter, you're welcome. Please tell us some few words. Thank you. Ceva se întâmplă, nu știu. Nu știu dacă auziți pe... Peter, we cannot hear you. Now we... Good morning, ladies and gentlemen. My name is Peter Goliáš and I am director of INEC Institute, which is independent economic think tank based in Slovakia. Today, I am going to give you a short presentation about our project that we are running in Moldova and our main outputs that we are going to present today and also in the following months. First of all, the project is titled Supporting Democracy, Independence and Transparency of Key Public Institutions in Moldova. We started in October 2019 and we will finish in March 2021. The project is implemented by INECO Institute in partnership with IDIS Vitorul in Moldova. It is funded by the Slovak Aid, and it is actually a follow-up on previous projects that we have been running in Moldova since October 2015. The main goal of the project is to support democracy in Moldova, to reduce risk of state capture and power abuse. We want to achieve these by following three objectives. The first one is to support public debate about current state of democracy in Moldova. The second one is to strengthen the independence of key regulatory and judiciary institutions in Moldova. And the third one is to increase transparency and support implementation of anti-corruption measures in state-owned companies and local governments in Moldova. We want to do all this by transferring know-how from projects implemented in Slovakia. As you probably know, we had among our key outputs a conference, a video conference in June 2020, where we published the report on current state and development of democracy in Moldova. The second major output is the report on independence of key public institutions that we are going to publish today. Continuously, we are also updating transparency and financial health data of both public enterprises and local governments, including cities and regions, on the internet portals that we have developed in our previous projects and activities implemented here in Moldova. The major outputs of the project are being published regularly in an electronic monthly newsletters. We have published several newsletters from the beginning of the project, and we will continue this from November until March next year. So every month there will be a new issue distributed around the country. At the same time, we want to have at least 10 lectures for students about democracy, and we want to have at least 10 study visits to public enterprises and local governments where we will present the results and we will also discuss with the representatives of these institutions about how to increase their transparency and financial health. We will finish in March next year with the conference in Chisinau, where we want to update transparency and financial health ratings of public enterprises. So now I want to give you a little overview about the quality of democracy in different countries around the world. This is the map of the world by the quality of democracy, which is published by the the Economist Intelligence Unit, which is a London-based research agency. And this is the most recent index from 2019. As you can see, the green color means that the democracy is in a good shape. The red and orange colors means that there is no democracy, there are authoritarian regimes. Moldova is marked with yellow color, which means it is somewhere in the middle. So it is a hybrid regime by this methodology, which means it is neither democracy nor authoritarian regime. And as you can see, the Western Europe is mostly in green colors, the Eastern Europe is mostly in yellow,
orange or even red colors. Similar evaluation is also by the Freedom House. They have their own methodology and they assess quality of democracy in actually countries, former post-communist countries, former communist countries in Central and Eastern Europe and Central Asia. And here you can again see that Moldova is in the middle. It is a hybrid regime, and the Western neighbors are mostly democratic countries, including Slovakia, which is, I think, a good precondition for transferring some know-how about democracy and how it should work from Slovakia to Moldova and also some other countries of the Eastern Europe. So I want to explain a little more about how democracy actually works. Here you have the chart which I developed by my experience, my own observations, but also the literature that I have studied. And I think that there are three most important elements to the democracy, and it is the regular free elections, open public debate, and the division of power. By regular free elections, I mean the possibility in a free political competition to replace the government, which is not bad, by citizens in their general vote. So I think this, it is the first precondition to have a successful democratic system. Then the other one is to have open public debate, which means that you have the media, free independent media, and NGOs, which are active in public debate, and they can write their opinions without any punishment. The third most important element is division of power, and it is actually what we are going to talk today about. It is about the institutional setup, and we mean by this institutional setup mainly what are the public institutions, what are the checks and balances in the country. So what is the system of the controlling power, or those people who have been voted to the government, and how they are accountable to the public, and what are the systems of control of different institutions. By these institutions, we mean mostly regulatory institutions, audit institutions, but also the judiciary institutions, including police, prosecutor, constitutional court, and other courts as well. So if you have these three elements working well, then you actually have a state or situation where you are able to minimize power abuse. And to minimize power abuse, it is the crucial precondition for successful democracy and for successful country. It's basically about rule of law. So if you have a rule of law in the country, then the power cannot be abused. And this is very important, because if the power is not abused, then you are actually able to solve problems in the country, which means to implement the reforms, economic and social reforms, to improve lives of general people. You have also good conditions for increasing the social capital in the country, which means the trust among people. And at the same time, you are in a good condition to innovate, which is very important, because innovation is the major source of growth of new technologies. And if you do not want just to import technologies from abroad, if you want to be really on the edge of the science and of the technology, then you have to innovate yourself. And I believe, and I think that really the power abuse is the biggest hurdle or biggest obstacle to innovate in the country, to build trust, and also to solve problems, to implement successful reforms. So if you minimize power abuse, you are able to really solve problems, the cooperation and trust among people increases, and then you are able to innovate and to use the human potential to its best. And then if this works well, then you end up with higher standard of living in the country. So the ultimate goal, I think, for all of us is to have higher standard of living for most citizens of the country. And in my opinion, and based also on this scheme, it is also how democracy works. So high quality democracy actually leads to higher standard of living. And this can be proved also on some evidence from around the world. However, this is not that easy. And as you can see, I have in this graph also on the top of it
some conditions for a good environment, which are supportive for having a quality democracy. And here I included, for example, market economy. So if you have a market economy, then it's easier for you to have a good democracy. The same is true for economic growth. If you have a growing economy, then it's easier to build democracy. If you have educated and engaged citizens, political elites or businesses, it's again easier. It's also very good if you have some supportive foreign actors who are influencing your country in a good way. So if it all works, if you have a good environment, then it's easier to build a good democracy. On the other hand, if some of these factors do not work, then you have some problems and actually your democracy can be broken. And at the same time, in the bottom of the graph, you can see that the higher standard of living, which is an ultimate goal and ultimate result of well-functioning democracy, you can see that it results in even better environment. So it helps you to increase your economic growth. You can reform your education system and to have better educated people, to have more engaged citizens who are able to think critically about politicians. You have better prepared political elites to take the power. You have more developed and more engaged businesses. And again, you end up with better conditions for even further improvement of your democracy. So if you think about this system as a whole, you actually see that it is a circle. It is a circle where you start from some good environment, supportive environment conditions, and then you go through this democratic process, you end up with higher standard of living, and the result is even better environment. So this circle is improving your system, it's improving your standard of living, your economy, and it's improving the quality of democracy. That's why it is called virtuous circle. And virtuous circle, you can very good understand it when you compare it to its opposite, and its opposite is actually the vicious circle. So vicious circle of democracy is depicted here in this graph, and I call it threats to democracy. So what are the main threats to democracy? And I believe that actually the biggest threats to democracy is authoritarianism and populism. By authoritarianism, I mean mainly the iron law of oligarchy, which means it is a theory which says that those people who have power, they usually try to abuse the power in their own interest and at the expense of other people living in the country. And the sad thing is about the iron law of oligarchy is that mostly they also succeed in abusing the power. So if you have strong authoritarian leaders in the country, you be sure that they will try to abuse the power in their own interest and that they are able to break your democracy. Then the second threat to democracy is populism. But populism is a little softer threat to democracy, but it can be also very dangerous because by populism we mean popular but bad measures or bad policies which are implemented or which are promised by top politicians. And this includes also nationalism. So nationalism is also a kind of populism, and you can understand that nationalism, and you can see it from the evidence around the world, that nationalism can be actually very, very, very dangerous for the quality of democracy. But also we believe, based on our experience in Slovakia, that also populism is very dangerous for democracy. And actually both these threats, authoritarianism and populism, lead to many bad things which are visible also in our country. And I'm sure that you have such experience also in Moldova. So just to give you a few examples of the bad outcomes of these defects to democracy, it is deterioration of public goods. So if you have bad functioning public transport system, if you have bad quality of roads, if you have bad functioning of electricity system or whatever of these public goods, then sometimes somewhere you have to search for people who are abusing power, or somewhere in top of positions you have people who are populist and who do not invest in right things, but rather they save money or they try to steal money from the public companies in their own interest or in the interest of their friends and not in the interest of the public. The same is disruption
disruption of free competition. So the populists and authoritarianists, they do not like free competition. They want to build monopolies, and monopolies are dangerous for free competition. The monopolies are very prone to abuse their power. And if they succeed, then actually your system doesn't work, your economy doesn't work properly, and it is very dangerous for democracy. Strong monopolies are very dangerous for democracy. Good for democracy is a free competition. All these things can lead to waste of public money. You are pretty aware of the effects of corruption, just like we are in Slovakia, even state capture. Our top state institutions have been captured for a few past years in Slovakia, including the police, including the general prosecutor, and it leads, in the end of the day, it leads to the injustice. So injustice means that your rule of law doesn't work, that there is law or there are rules which are preferred by some narrow group of people who have the power, and they have these advantages against general people. So this is injustice. This is very bad for democracy, and this can actually lead to violation of human rights, including the right for security or right for life. It can lead to attacks on minorities. Populists are very often prone to attacks minorities, because it is popular, because the majority may want to have different opinion, and they can act against minorities, which has proved over the history of the human mankind. The attacks on minorities very, very, very often, and it is something which is absolutely not possible, or it's excluded by well-functioning democratic systems. And in the democratic system, you have to respect minorities. You cannot attack on them. And the worst consequences of these breaks or defects of democracy are, of course, violence and even wars. By violence, I can just mention a story of in Slovakia 2 years ago. The journalist and his fiancée were killed by a man who were ordered or who were hired by one oligarch in Slovakia. And these innocent people were just killed because they were. The journalist was trying to discover some corruption frauds or corruption cases and frauds, including tax frauds of strong and wealthy people in Slovakia. So this is just one example. This led to huge demonstrations in Slovakia in the end, and to the change of the government. Right now, there are investigations going on, and many of these people involved in this system of power abuse are being arrested in Slovakia, and there will be many trials where these people have to defend themselves, and they actually probably will end in prison. So if all of these threats of democracy at the end lead to lower standard of living, so this is the opposite to what we had before. So we can see that if the democracy doesn't work, then the people do not have better lives. And this leads to worse environment conditions. So again, here in this chart, you see on the top that you start, your democracy can be threatened even by bad environment. So the environment where you live, it can be economic decline. If you have economic decline, recession, then people are dissatisfied. They can try to vote for some extremist groups, and this is dangerous for democracy. The same is true for poor educated people. If you don't have good education system, if people are not well educated, they can be easily deceived by populists and authoritarian politicians, and this is also dangerous for democracy. The same is true for corrupt political elites. So if you have corrupt political elites and businesses, this is very dangerous. If you have weak media, if you have destructive foreign actors, this is very dangerous for the quality of democracy. And if these populists and authoritarianists succeed, and you bring you to lower standard of living, then these conditions even get worse, and you can have economic decline, and you can again have these corrupt elites holding to the power, and then you end up in the vicious circle. So it is a vicious circle, and it's very hard to get out of it. Okay, so this was a very brief
explanation of how democracy works and what are the threats to it. Now I want to talk a little about the evaluation of independence of institutions that we are running here in Moldova. It is actually a project which is based on a Slovak project, which we developed 2 years ago, and where we decided, because we could see the captured institutions, that they do not work properly. And we decided to study more in detail what is their institutional setup, their legislative setup, what is actually their independence from the government, why they are captured. And we developed a methodology which is assessing their independence. And we have chosen 18 institutions in Slovakia, and we created this evaluation and published results on internet website. And here you can see the main page of this website, and you can see that there are the top four institutions, most independent institutions. The first one is the Council for Budget Responsibility, which is responsible for the oversight of public finance and the watchdog. They have watchdog position or watchdog competence for guarding the long-term sustainability of the public finance. Then we have Central Bank of Slovakia, we have Constitutional Court and the General Prosecutor Office. On the portal, you can easily display the rankings of those institutions, and you can see the overall rankings by the overall score, or you can choose subcategories. The subcategories, there are four of them. First one is the ways of the selection and nominating the top positions or heads of the institutions. Then you see the second subcategory is about how it is possible to dismiss the leaders of those institutions, because it is very important that these that you have some given criteria, how you can, given and transparent criteria, how you can dismiss those people. If it is easily to dismiss by the government official any head of the institutions, then you cannot actually talk about independence of that institutions, because it is completely in the hand of the government official, and it is not the right thing. So you need to have very clear and transparent rules for dismission of those people. And then the third subcategory is about the sovereignty or autonomy of that institutions, including its financial autonomy. And the fourth subcategory is the salaries. So which means that the higher salaries you have, the higher probability that you have good people employed by that organization, and it's more difficult for them, or it's more difficult to corrupt them, and so the institutions with higher salaries receive more points in our methodology. So in this page, you can also select any different criteria, not just subcategories, but any selected criteria which are used for the evaluation of independence, and there are many of them. It is on the left side, and you can display the rankings by these criteria. So the methodology and the evaluation is very transparent. We have evaluation for 2018 and 19, but in a few days we are going also to publish rating for 2020. So we will have 3 years in a row. So we will have some trends, and we can compare what is the evolution of the rating. You can click also on each institutions, and you can display the profile of those institutions, displaying the point system. So how many points they received for which criteria. So it's really, you can go very much to detail, and there is explanation why they received 1 point or 0 point for every criteria. So what is the real impact of this project? The main thing is that we brought recommendations for each institutions, and also general recommendations for all of them, how to improve their independence and also professionality. And these recommendations, basically the most important of them are summarized in three groups. The first one is transparent selection procedures for top positions. So we strongly recommend that the heads of these institutions are selected in transparent procedures, which means that there is an open call for candidates. There is a public hearing, where the expert committee will sit down and listen to the candidates, and we will give them questions. Even some people from media can be invited, and some external experts to give the questions. That all documents is published ahead of the public hearing, including the CVs of the candidates, their projects,
and motivation letters, etc. So this is our strong recommendation that these top positions should be not selected by hidden door or by closed door, but they should be selected openly in transparent procedures. The second set of recommendations includes the revision of institutional and legislative setup. And this means that we look at what are the actors who choose actually those people in the top positions, and how they can do this. What are the criteria for choosing those people? If there are any requirements for their professionality, for their experience, for their education, if there are more actors, not just one government official, but there are more actors, usually it's better if there is parliament involved, if there is president involved, and more players who can actually decide on hiring or dismissing the people from these institutions. So this is about the setup. And then the third set of recommendations includes key performance indicators. By this we mean that we want to have these institutions accountable to the public. So we want that the public knows what they are doing and what is the result of their work. And that's why we recommend to develop key performance indicators for each institutions and to publish on regular basis the report on fulfilling these indicators. We have been actually directly involved in the evaluation of, in the official evaluation of several of these institutions and of implementation of our recommendations. For example, me personally, I was member of the OECD team for revision of the Council for Budget Responsibility, which actually won our rating. So it is the most independent institutions in Slovakia. And together with the OECD experts, for a half year, we have been studying how the council works and what can be improved, how we should change the law to have it even more independent and professional. And we published the report in January this year, and I'm happy that the new government is accepting most of our recommendations and they are implementing it. The second example is that we started close cooperation with the Public Procurement Office, which is the major office responsible for controlling, supervising, or for the oversight of the public procurement process in Slovakia. So how the government actually spends public money. And we talk about billions of euros every year. So this is really a huge amount of money. And the corruption is very often linked to the public tenders. So it's very important that you have a good institutions which is overseeing these procedures. And that's why it's important that you have professional people, ethical people in the top positions of this office. So together with this office, we started to cooperate and we drafted new institutional and legislative setup. It is actually a new amendment to the law on public procurement in Slovakia, where we actually try to implement almost all of our recommendations. So how the people are selected, what should be the criteria, how should the office work to be more independent from the government, but also to be more accountable. We have developed also the list of key performance indicators, and right now we are cooperating on writing the report and actually to collecting data about these indicators. The next examples include our direct participation in selection of heads of a few of these institutions. For example, I was member of the expert committee, which was selecting the head of the Council for Budget Responsibility. It happened this year, okay. The public hearing. We created the methodology, which was published in the end. And we created a shortlist of three candidates, which were delivered to the government, and the government selected the winner, actually. So this was a successful process. Very similar process was with the members of the Board of Public Procurement Office, where we also had our expert being involved, and they also selected a shortlist, and then the government selected the top candidate. Similar tender, which happened and was implemented in Slovakia in previous days, was the
selection procedure for the head of the financial authority, which is the main tax authority, tax collection authority in Slovakia. So it's very important office. And here also we were invited to discuss and to propose the methodology and to discuss the process of selecting of these people. So these are three very good positive examples of the current government, which happened this year, and where the heads of the of these offices were selected in transparent and open procedures. Here you can see a few pictures directly from the public hearings. You can see that the experts there are sitting in front of the candidate, in, and the candidate is being asked some questions. He also can give some presentation, and then there is a decision process at the end of the day when the selection committee creates a shortlist based on a predefined criteria, and this criteria and this evaluation is also published afterwards. So this was just a brief introduction for you to our project and why actually we believe that it is important to evaluate the independence of these institutions, public institutions. And now we are we will try to go more in detail in the evaluation of independence of institutions in Moldova. And our colleagues from IDIS Vitorul will present you the results. And also my colleague from INECO will explain more in detail about the fresh results of the independence of institutions that we are publishing just these days in Slovakia. And she will also explain more in detail about the portal of institution that we are running in Slovakia. So thank you very much for your attention. Goodbye. Thank you, Peter. Mulțumim mult, Peter, pentru prezentare. Doar câteva cuvinte înainte ca să-i permit colegul nostru să vorbească. Într-adevăr, democrația, cât n-ar fi de stare, nu este pafos, nu sunt pur și simplu cuvinte, dar contează pentru toți. Astăzi, IDIS Vitorul, am lăsat o cercetare. Noi, 4 ani la rând, efectuăm un sondaj în care întrebăm cetățenii despre intenția lor de a migra, de a pleca din țară în următoarele 6 luni. Și vreau să spun o concluzie cea mai tristă, care noi atestăm deja 3 ani de zile. Deci, în primul rând, fiecare de 6-lea om declară că în următoarele 6 luni vrea să părăsească țara. În prezent avem 17% din oameni care spun că vor să părăsească țara. Dar nu asta e cel mai grav. Cel mai grav este alt lucru. Cel mai mare număr de oameni care vor să plece, 25%, sau fiecare a 4-lea, sunt oamenii bogați. Deci noi când întrebăm pe dânșii, cei mai bogați oameni care spun că nu au probleme financiare, au totul rezolvat, au o bunăstare foarte bună și vor să plece din țară, dorința lor de a pleca nu este legată de sărăcie. Dacă în primul val de migrație, noi îl numim acest al doilea val de migrație, dacă în primul val de migrație plecau oamenii săraci ca să-și rezolve problema sărăciei, acum cel mai mult vor să plece oamenii bogați din simplu motiv că calitatea vieții lor nu depinde de bunăstarea lor personală. El are casă, are mașină, are absolut totul, însă când iese din ogradă, drumuri străcate, lipsă de medicină, lipsă de profesori, corupție, mită, polițiști care te oprește, deci toate lucrurile acestea deteriorează la maximul calitatea vieții lui. Și oamenii vor să plece nu de atât că sunt săraci, oamenii vor să plece deoarece infrastructura publică, care depinde de democrație, de calitatea democrației, calitatea instituțiilor, este atât de proastă că noi am ajuns astăzi că cei mai bogați oameni sunt primii care vor să plece din țară. Asta este tragedia noastră. Când vorbim de democrație, asta nu sunt cuvinte frumoase. Asta înseamnă calitate de viață, asta înseamnă bunăstare, asta înseamnă dorința de a trăi în țară. Noi am ajuns că acum cei mai bogați oameni vor să plece din țara noastră și răspunsul este unul, cred că la care nimeni nu trezește dubii. Despre aceasta vorbim noi. Ceea ce facem noi exercițiu și mulțumesc colegilor din Slovacia este că noi încercăm aceste fenomene să le descriem și să explicăm tuturor, inclusiv autorităților, că dacă noi nu schimbăm lucrurile, atunci chiar dacă omul aduce bine, el primul lucru ce va face, va vrea să plece din țara aceasta. Acum am să rog pe colegul meu. Noi am realizat mai multe tipuri de cercetări, iar aceasta este una nouă legată de instituțiile independente și este efectuată noi într-adevăr. De prima dată am realizat în 2004, dar după tehnologia OECD este ceva altfel. Iar acum ceea ce propune colegul nostru este după metodologia aplicată de către colegii noștri din Slovacia și vreau cele mai interesante concluzii. Cele mai interesante
recomandări care pot fi extrase din aceasta să le propună colegul meu Viorel Pârvan. După aceasta, noi cred că vom asculta și pe colegul din Slovacia, iar apoi cine vom avea întrebări în final, dacă ne permiteți. Viorel, te rog mult, ai cuvântul. Viorel, microfonul, dacă noi deschide microfonul. Bun găsit tuturor. Sper că se vede prezentarea. Eu astăzi voi încerca să fac o incursiune a principalilor constatări din evaluarea potențialului de independență al instituțiilor publice din Republica Moldova. Scopul raportului care a fost elaborat și care a fost linkul, l-ați văzut și în mesajul aici în Zoom, este de a evalua și informa publicul despre potențialul de independență al instituțiilor publice cheie din Republica noastră, dar și de a formula anumite recomandări care ar ajuta instituțiile să-și sporească independența. Vorbind de anumite aspecte metodologice, colectarea și analiza datelor a avut loc în perioada ianuarie-octombrie 2020. Supuse evaluări au fost 20 de instituții. Acestea sunt instituții, lista instituțiilor. Le voi numera pentru a fi clar despre care instituție este vorba în acest raport. Este Avocatul Poporului, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, Agenția Servicii Publice, Autoritatea Națională de Integritate, Banca Națională a Moldovei, Centrul Național Anticorupție, Curtea Constituțională, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări Medicale, Consiliul Audiovizualului, Consiliul Superior al Magistraturii, Comisia Națională a Pieței Financiare, Curtea de Conturi, Compania Teleradio Moldova, Inspectoratul General de Poliție, Inspecția Financiară, Procuratura Generală, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal. Ca surse de informare am utilizat solicitarea informațiilor prin cereri adresate instituțiilor pentru fiecare din cele 20 de instituții. Au fost analizate un șir de acte normative, 45 la număr, ce ține de activitatea, organizarea acestor instituții publice și paginile web ale acestor instituții publice. Printre alte surse am putea menționa și investigațiile, articolele din mass media, rapoartele de activitate ale instituțiilor, dar și declarațiile de avere și interese personale ale conducerii instituțiilor publice. Potrivit metodologiei care a fost preluată de la colegii din Slovacia, evaluarea a cuprins 45 de indicatori cuplați în 4 zone de independență care au fiecare un punctaj maxim posibil. Prima zonă se referă la numirea organului de conducere și membrilor Consiliului de Administrație, a doua zonă este destituirea persoanelor numite, urmează suveranitatea și bazele constituționale și venitul persoanelor numite și angajaților. O instituție poate să acumuleze, potrivit acestei metodologii, maxim 29 de puncte. Dacă mergem pe etape cu prima zonă de independență, numirea organelor de conducere și a membrilor Consiliului de Administrație. Din cele 20 de instituții analizate, 13 sunt fie instituții cu organe de conducere colective sau pe lângă organul executiv, mai există și un Consiliu de Administrație, de supraveghere. Astfel spus, metodologic, independența este mai mare atunci când pe lângă un organ executiv este un Consiliu de Supraveghere. În indicatorii noștri am analizat dacă, în cazul existenței unui Consiliu de Supraveghere, dacă conducerea nemijlocită a entității nu participă la alegerea acestor membrilor Consiliului, dacă membrii Consiliului nu sunt angajații instituției și dacă conducerea entității nu deține o poziție în Consiliu. Cu excepția unei instituții, în rest toate autoritățile au fost punctate cu punctajul maxim sub acest aspect. Practica numirii organului de conducere de către mai multe autorități nu este uzuală pentru instituțiile publice din Republica Moldova.
Astfel, pentru ca anumite autorități să-și împartă responsabilități, aceste responsabilități, pe orizontală, noi am identificat membrii Consiliului de Integritate al ANI, care se desemnați de către 6 subiecți, sunt judecătorii curții constituționale numiți de către 3 autorități publice și este Consiliul Superior al Magistraturii, membrii numiți de către Parlament, o parte la adunarea generală a judecătorilor și o parte sunt membrii de drept. Dacă vorbim de implicarea autorităților publice pe verticală, și anume dacă participă autorități care propun și altele care în mijlocit numesc organul de conducere, atunci avem la Autoritatea Națională de Integritate, președintele este numit de către președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului de Integritate al ANI și procurorul general numit de președinte la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Potrivit legii, în acest proces de numire mai participă încă un subiect, și anume comisiile parlamentare, însă, de facto, aceste comisii parlamentare nu pot fi catalogate ca niște subiecte în sensul strict al cuvântului, niște subiecte distincte, autorități distincte, deoarece ele sunt niște organe de lucru ale Parlamentului, formate potrivit același principiu proporționalității din aceiași deputați care formează majoritatea, care au deciziile în plenul Parlamentului. Și de fapt este doar Parlamentul, este acel actor, singur actor în procesul de numire. O soluție în acest sens ar fi formarea unei comisii mai largi de concurs, cu implicarea mai multor subiecte, nu doar a deputaților, cu competențe pentru a selecta candidații în instituțiile publice. A fost evaluată și faptul dacă în procesul acesta de numire este utilizat un instrument, și anume audierea publică, și rezultatele arată că în cazul avocatului poporului, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, au fost utilizat acest instrument, audierile publice. Curtea Constituțională, CSM, ANRE, unii membri, respectiv, au fost utilizat pentru unii membri acest instrument. În 14 instituții, fie lipsește, fie s-au utilizat, dar nu corespunde cerințelor. Deoarece noi am verificat atât prevederile cadrului normativ, dacă în legi, în acte normative este prevăzut de expres utilizarea audierilor publice, dar și ultimele practici de selectare și numire. Și au fost punctate de la cele cazuri care au corespuns într-o totul transparenții, publicității, interviuri, întrebări diseminate public, înregistrate audio-video, pentru a putea cunoaște de către toți cum a avut loc acest proces. Vreau să remarc că noi nu am evaluat aici dacă acele concursuri au fost corecte și s-au petrecut conform procedurilor. Doar am evaluat utilizarea instrumentului de audiere publică. Potrivit indicatorilor de independență, s-a evaluat faptul dacă conducerea, membrii organului de conducere sunt numiți de un organism colectiv sau un subiect individual. Atunci când este numit de un organism colectiv, independența este mai sporită. În cazul Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Inspecție Financiare, Agenții Servicii Publice, organ de conducere este numit nemijlocit de către ministru, secretarul general al guvernului, care marcă, vreau să menționăm că acest fapt este în principiu justificat în cazul când aceste instituții sunt subordonate guvernului, ministerului, și această instituție activează într-un domeniu important al relațiilor sociale și altă natură. Însă acest fapt poate spori influența asupra acestei instituții publice. Pentru 16 instituții, totuși, numirea organului de conducere a avut loc cu aportul unui organism colectiv. Un alt indicator monitorizat de către noi a fost dacă conducerea unei instituții și în mod de mijlocit directorul adjuncții sunt numiți și înlocuiți simultan. În 4 instituții, precum Centrul Național Anticorupție, Avocatul Poporului, Compania Teleradio Moldova, Procuratura Generală,
Conform prevederilor legale, adjuncții sunt numiți și destituiți din funcție simultan cu nemijlocit cu directorul acestei instituții. Este o practică vicioasă pentru independență și continuitatea activității unei entități publice. Pe de altă parte, în 15 instituții, acest proces are loc pe etape, astfel fiind asigurată o continuitate și reduce din influența asupra conducerii entității. Un caz aparte a fost la Consiliul Concurenței, care circumstanțele reale au dus la ceea că practic în același timp au fost înlocuiți majoritatea membrilor acestei entități publice. Analiza cadrului legal am pus accent și pe faptul dacă sunt instituite sau indicate anumite cerințe de educație, experiență de muncă, independență politică pentru candidații care vor să acceadă în funcția de conducere a unei instituții publice din cele evaluate. Astfel, pentru Agenția Servicii Publice, CNAS, Compania Națională de Asigurări Medicină, Inspecția Financiară, lipsesc în actelor normative aceste trei cerințe. Pentru Comisia Națională a Pieței Financiare lipsește cerința specifică de educație, iar pentru Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal lipsește cerința privind independența politică. Totodată am analizat dacă în conducerea entităților, cele 20 de entități, acea conducere sau acel membru din conducere până a fi numit în funcție a fost 2 ani implicat în activități politice, respectiv au fost identificate 7 autorități, instituții publice, a căror conducere sau unii membri din conducere au activat sau au fost implicați în activități politice cu 2 ani înainte de a fi numit în funcție, exemplu Agenția Națională pentru Reglementare Energetică sau Consiliul Concurenței. Mandatul organului de conducere. Pentru Agenția Servicii Publice am depistat că lipsește în actul normativ care reglementează activitatea acestei instituții, lipsește mențiunea despre durata mandatului. Într-un șir de instituții publice, precum CNAS, CNAM, Serviciul Vamal, este sau lipsesc anumite norme care ar interzice accederea acestei funcții un număr nelimitat de ori. Sau, mai bine spus, aceste persoane pot deține funcții de conducere în instituțiile respective un număr nelimitat de mandate. Iar în câteva instituții, ca Consiliul Concurenței, CNPF și CSM, actele normative sunt interpretabile și acordă posibilitatea, după o anumită pauză, acea persoană iarăși să revină la conducerea instituției respective, o pauză de un mandat sau două. A doua zonă de independență se referă la destituirea persoanelor numite. Aici cadrul normativ este destul de neuniform. Pentru 14 instituții sunt temeiuri expresii și justificative de destituire din funcție. Pentru Agenția Servicii Publice nu sunt indicate aceste motive de destituire în actul sau normativ. Pentru 5 instituții nu sunt reglementate exhaustiv, adică toate, și detaliat toate temeiurile, sau sunt anumite temeiuri nejustificative. Exemplu, am putea menționa aici, în cazul companiei Teleradio Moldova, unde în actele normativele sale este indicat expres că președintele și secretarul pot fi demiși în cazul pierderii încrederii Consiliului de Supraveghere. Sunt niște formulări foarte generale și interpretabile, care nici de cum nu pot fi catalogate ca temeri justificative de destituire din funcție. Totodată, în câteva instituții, precum ANRE, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi, lipsesc unele temeiuri de revocare din funcție în cazul unor abuzuri sau ilegalități comise în activitate de către aceste persoane.
A treia zonă de independență referă la suveranitatea și bazele constituționale. Din cele 20 de instituții analizate, 5, Avocatul Poporului, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi, Procuratura Generală, sunt reglementate nemijlocit în Constituție. Aceasta reprezintă o garanție suplimentară de independență pentru aceste instituții, însă vreau să menționez faptul că lipsa unor norme constituționale nu neapărat duce sau reduce din independența instituțiilor, ori Constituția nu poate reglementa toate instituțiile publice dintr-o țară. Pentru acestea sunt actele normative respective, legi și hotărâri de guvern. Dacă ne referim la bugetul instituțiilor publice, deoarece sursele financiare reprezintă un criteriu care ar acorda independență în activitatea acestor instituții, atunci tot ce ține de buget, formarea bugetului instituției, Constituția nu reglementează, însă legile conțin astfel de prevederi, acte normative conțin astfel de prevederi. În cazul la trei instituții, bugetul este parte componentă a bugetelor ministerilor de resort, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal. Celelalte instituții au fie buget separat în bugetul de stat, fie instituțiile sunt autonome și aprobă propriul buget. În cadrul a șapte instituții sunt finanțate din mai multe surse, respectiv sporește gradul de independență al acestora. Dacă ne referim la personal, toate instituțiile evaluate au competența și acel drept exclusiv asupra personalului propriu și angajărilor. În 10 instituții, autoritatea nu poate decide cu privire la organizarea internă. De regulă, prin acte normative, hotărâri de parlament sau ordinea ministerului sau chiar și a secretarului general al guvernului, se stabilește efectivul limit al acestor instituții, structura organizatorică a acestor entități publice. Capitolul 4 se referă la venitul persoanelor numite și angajaților. Aici am, în mare parte, am colectat informațiile din surse publice, precum declarațiile de avere și interese personale depuse de către conducerea entităților publice, rapoartele anuale ale instituțiilor, dar și am solicitat nemijlocit informații de la aceste instituții. Prin cererile adresate lor, am solicitat care este salariul mediu brut lunar al conducerii, al adjuncților, al managerilor de rang înalt, al Consiliului, dacă au astfel de Consiliu, și al angajaților. Evaluarea și punctajul acordat instituțiilor pentru acest capitol, ce se referă la salarizare, se face în baza unei formule prestabilite, conform principiului salariile mai mari duc la o independență mai mare, dar și reieșind din corelația salariilor între categoriile de salariați, care le-am menționat, și în cadrul unei instituții, dar și între instituțiile evaluate, cele 20 de instituții. Rezultatele arată în felul următor. Pe prima poziție se situează Banca Națională a Moldovei, care are sau al căror personal are cel mai mare salarii. Dar în top 5 aș putea menționa aici și Procuratura Generală, Comisia Națională a Pieței Financiare, Compania Națională pentru Asigurări în Medicină, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Națională de Integritate. La pol opus este Curtea de Conturi, Serviciul Vamal, CNA, Inspectoratul General al Poliției și Agenția de Servicii Publici, însă vreau să remarc faptul că aceste instituții nu ne-au răspuns la solicitările noastre de informații, respectiv au fost identificate doar anumite informații din declarațiile de avere și interese personale ale conducerii. Pentru Agenția de Servicii Publici nu a fost identificată nicio informație din nicio sursă publică. Am pus așa într-un tabel pentru a vizualiza cam care este salariul conducerii pentru cele instituții evaluate. Cum am spus, Banca Națională este pe primul loc
urmează Comisia Națională a Pieței Financiare, dar avem și o grilă din 30 până la 40.000 de lei. Avem un șir de instituții care conducerea au un astfel de salariu mediu lunar brut. De aici vreau să menționez acest fapt, deoarece în speță sunt reduse, sunt extrase de aici impozitele și toate plățile conform legislației. Pentru un șir de instituții avem un salariu pentru conducere de la 20 la 30 de mii de lei. Pentru altele avem în subsol avem de la 15 la 20 de mii de lei. Aici am Casa Națională a Asigurării Sociale, Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenței și Inspectoratul General de Poliție. Din analiza acestor informații privind salariile obținute de către conducerea instituțiilor, ca și constatări am putea menționa că aceste salarii sunt de cel puțin două ori mai mari ca salariul mediu lunar pe economie. În 2020 acesta a fost sub 8.000 de lei, 7.953 de lei. Am identificat la fel că există și o discrepanță mare între salarizarea conducerii diferitelor instituții, după cum ați văzut în grila sau din tabela anterior. Unele funcții sunt remunerate dublu, triplu sau chiar înzecit în raport cu alte instituții. La fel, o problemă, o carență a fost identificată în salariul președintelui Consiliului de Supraveghere a Televiziunii a Teleradio Moldova, unde acesta depășește de 4 ori mai mare salariul unui membru simplu acestui consiliu. Dacă vorbim de salarizare managerilor de rang înalt, avem 7 instituții unde această salarizare variază între 20 și 23 de mii de lei. În Procuratura Generală avem peste 30 mii de lei. Aici, conform metodologiei, s-a luat în calcul salariile nemijlocite a procurorilor, șef direcției din cadrul Procuraturii Generale, anticorupție și cauze speciale. Cel mai mare, desigur, este manager de rang înalt de la Banca Națională a Moldovei, dar am observat și anumite diferențe mari între salariile managerilor de rang înalt și conducerea entității. Spre exemplu, pentru compania Teleradio Moldova, chiar și BNM, Comisia Națională a Pieței Financiare, salariile managerilor de rang înalt reprezintă circa 35% din salariul conducerii. La ANRE, acesta reprezintă circa 43%. Pe de altă parte, avem instituții unde salariile managerilor de rang înalt sunt apropiate de salariile conducerii, spre exemplu, Inspecția Financiară 76%, Consiliul Audiovizual 85%, Consiliul Concurenței 87% și Procuratura Generală 90%. Și respectiv a fost analizat și salariile angajaților simpli din aceste instituții. Aici situația arată în felul următor. Cele mai mici salarii medii lunare brute le-au angajații de la compania Teleradio Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Constituțională, variază între 6 și 7 mii de lei. Salarii mai mari le au un șir de angajați de la BNM, CNAM, Serviciul Fiscal și așa mai departe, care se cuprinde între marja între 11 și 16 mii de lei. Și nemijlocit deja procurorii din Procuraturile Teritoriale 19 mii de lei, procurorii din Procuratura Generală, anticorupție, cauze speciale, peste 27 mii de lei. În rezultatul verificării, analizei tuturor indicatorilor, celor 45 de indicatori cuprinși în 4 zone, s-a elaborat așa numitul clasament al potențialului de independență. Acesta ar presupune că o instituție, în cazul în care acumulează un număr mai mare de puncte, acesta are un potențial mai mare de a fi independent. Cel mai mare potențial de independență le observăm la 5 instituții: Procuratura Generală, Banca Națională, Avocatul Poporului, Curtea Constituțională și Autoritatea Națională de Integritate. Acestea au peste 70% din punctajul acumulat conform metodologiei, iar cele mai mici punctaje le au Agenția Servicii Publice,
24%, serviciu vamal 36%, inspecția financiară 36%, Inspectoratul General al Poliției, CNAS și Serviciul Fiscal de Stat, CNAM. O parte din aceste rezultate, cum am spus și anterior, se datorează și faptului că nu au răspuns la cererile de acces la informații, respectiv nu au acumulat unele puncte în capitolul 4 ce se referă la venituri. Ce aș vrea să menționez în privința acestui clasament este faptul că nu neapărat poziția de sus sau instituția care e poziționată cel mai sus este cea mai independentă și invers, nu neapărat că o instituție care este poziționată mai jos nu are independență. Potrivit metodologiei preluate de la colegii din Slovacia, o instituție cu cât acumulează mai mulți indicatori, cu atât are șansele mai mari și potențialul de a deveni independentă, însă această independență nu ține doar de prevederile cadrului normativ, care de la noi este suficient de bun, dar de un șir de factori, deciziile luate, activitatea nemijlocită și alți factori care pot influența această independență. De fapt, acest clasament reprezintă mai mult un instrument pentru a identifica probleme, obstacole, lacune și mai mult pentru a face comparații, discuții și a avea un punct de pornire pentru următoarele analize și cercetări. Printre recomandări, în finalul analizei am formulat și unele recomandări pentru a spori independența instituțiilor. În speță aș putea menționa câteva din ele, mai detaliat le veți găsi în raport. În primul rând, este necesar de a respecta legislația privind accesul la informații și a furniza acele informații care sunt solicitate de către entitățile publice. Este actuală instituirea mecanismelor viabile de responsabilizare și răspundere pentru ilegalitățile și abuzurile comise de către funcționarii acestor entități publice. Este necesar de a consolida rolul consiliilor administrative și celor de supraveghere pentru a verifica deciziile luate de conducerea entității. În procesul de numire a conducerii este important să fie implicat mai multe autorități publice, atât pe verticală cât și pe orizontală. Am propus și revizuirea modalității de numire a șefilor adjuncți în cadrul unor instituții influențate sau subordonate guvernului și ministerilor de resort. În comisiile parlamentare trebuie transformate în comisii speciale de concurs cu implicarea mai multor părți, nu doar deputați. Audierea publică trebuie să devină un instrument obligatoriu în procesul de selecție și aici, pentru a fi cu adevărat un instrument util, acest audiere publică trebuie să respecte câteva puncte, și anume candidații să fie cunoscuți din timp publicului, toate informațiile să fie comunicate publicul, CV și alte informații, posibilitatea de a pune întrebări candidaților, nu doar de către nemijlocit comisie, dar chiar și anumite părți interesate, chiar mass media. Este oportun ca să fie live sau înregistrat audio-video și diseminat ulterior către public aceste proceduri de selecție, concursuri, și ar fi util ca să fie acordată posibilitatea și experților din străinătate să participe la aceste proceduri de audieri publice. La fel, pentru recomandări, am putea menționa și faptul ca conducerea și adjuncții să fie numiți și destituiți din funcție pe etape, dar nu simultan. Actele normative care reglementează activitatea și organizarea instituțiilor publice să conțină cerințe specifice de educație, experiență de muncă și independență politică a candidaților. Ar fi util de indicat expres interzicerea candidaților la funcții de conducere dacă au fost implicați în ultimii 2 ani în activități politice. O astfel de normă, spre exemplu, avem în legea la CNA. O altă recomandare s-ar referi la reglementarea expresă a duratei mandatului conducerii Agenției Servicii Publice, dar și a institui norma în actele normative, conform căreia persoana poate deține această funcție de conducere o singură dată sau poate fi renuită mandatul doar o singură dată, respectiv doar 2 mandate consecutive.
La fel, este important să fie reglementat expres și justificativ toate mirurile de destituire din funcție a membrilor organelor de conducere. Este importantă implicarea și mai multor organe autorități pentru a, în cazul destituirii conducerii. Iar în ce privește salarizarea, este necesară o politică echilibrată de salarizare a membrilor organelor de conducere între instituțiile publice și remunerarea motivatoare a angajaților simpli de execuție din cadrul instituțiilor publice. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt deschis la întrebări din partea dumneavoastră. Mulțumim mult colegului nostru, Viorel Pârvan. Acum am să rugăm ca colega din Slovacia să vină cu prezentarea, dar privind evaluarea independentă a instituției publice din Slovacia, deci pentru a vedea mecanismul care este la ei de evaluare. Dar am o întrebare organizatorică. Spuneți-vă, rog, traducerea este asigurată? Toată lumea aude traducerea sau nu se aude în limba română? Vreau către doamna Leona Artiomova. Deci la noi cumva, cum este asigurată traducerea? Doar textul de sub sau este și vocea? Traducerea în limba engleză este asigurată de către mine prin Viber, fiindcă nu s-au făcut pauze de către nimeni. Dar traducerea deja în limba engleză o să fie doar textul de jos. Textul va fi de jos. Bine, da. Atunci așa facem. Bine, mersi mult. Mersi mult. Am să rog pe doamna Alzbeta Tibenska, sorry if I not pronounce correct your names. Can you introduce yourself and tell us about independence institution in Slovakia and how you make this analysis and comparing to the Republic of Moldova? Thank you. Hello everyone, my name is Alfita Tibenska and I'm an analyst at the Institute for Economic and Social Reforms. Now I'll present to you today the project we are currently working on called Independence of Key Public Institutions. The main goal of this project is to help improve the political independence of judiciary, control, regulatory and watchdog institutions. Why independence? So, public institutions represent a democratic tool in power division, and they work to protect areas such as, for example, the judiciary system, healthcare system, and other competitive sectors, and help them retain independence from the political interference. Such institutions help build democracy by granting areas stability when they protect them from ever-changing political environment. Furthermore, politically independent authorities gain citizen trust easier and strengthen democracy. So why in Slovakia? The political history of Slovakia as a sovereign state is quite short but turbulent. Since gaining our independence in 1993, severe power abuse was what defined the first few years. More democratic practices came in place after 2000 and have helped our country become a member state of both the European Union and NATO. In the past decade, however, suspicions of corruption in the highest places have been rising. This year, after a new anti-corruption government took power, corruption and substantial political interference in some of the most influential public institutions has been revealed, with dozens of people who previously held prominent public offices currently under arrest. As you can see here, you have the ex-police president, special prosecutor, and so on, all under arrest. So some of these people were also heads of institutions that we evaluated in the project. Therefore, apart from examining the political independence in more abstract and legal terms, we also ended up examining how it was possible for such highly problematic persons to take over public institutions and what can and should be done to prevent such gross abuse of power in the future. So within the project, we evaluate five main areas: appointment and position of governing body, dismissal of appointees, sovereignty of institutions, remuneration of appointees and employees, and selection procedures of the main representatives. In the section appointment and position of the governing body, we look at the ways heads of institutions are appointed. For example, by what authorities are they are appointed, for example, government, president, parliament,
ideally more than one authority is involved in this process. We also look at how long the office term is, if it's unlimited, or if it's longer than the election period, whether the people can hold the office repeatedly, as this can increase the risk of their servility to the authority that appointed them, and if there is a single person governing the whole institution, or if it is more people. The latter helps improve democratic processes within the institution, of course. So here you can also see the results of our evaluation. So all top three institutions, the Council for Budget Responsibility, Constitutional Court, and Office for Public Procurement, have all scored above 80% in this category. This is mainly thanks to the fact that there is power division within the institutions, meaning there are multiple members of governing body or control board in the case of Office for Public Procurement. There's also two or more authorities that must agree on a candidate for him to be appointed. And also the office term is limited, both in how long it is and how many times one person can be reappointed. In the bottom three, on the right side, we have the administration of state material reserves, financial administration, agricultural paying agency. Here, only ministers appoint representatives. There is no division of power within the institution either, and their office terms are unlimited. In the second section, dismissal of appointees, we looked at what reasons, if any, authorities must give when they want to dismiss the governing bodies. In the top three institutions, representatives can only be dismissed in the case of serious misconduct, and the decision to dismiss the representative must be made by multiple bodies. Whereas in the bottom three, ministers alone or the government decide to dismiss representatives, and no justification for the decision is necessary. The third section, called sovereignty of institutions, here we looked at whether the institution is defined in the constitution, whether it is dependent from government by definition, and also how the institution is financed. Best performing institutions are all legally guaranteed independence. Government has no right to interfere in their affairs, and the decision made by them cannot be overruled by another body. In the worst performing institutions, on the other hand, the government retains control over their internal structure and affairs, and they have no financial freedom either. In the case of Office of Inspection Service, this is essentially a subdivision of Ministry of Interior, so they have very little In the first section, we looked at salaries of appointees and employees. Fair financial compensation not only helps attract more suitable candidates, but it also helps lower the incentives of the representatives in becoming corrupt. As you can see in the first table, the difference between the highest and lowest pay representative is enormous. The compensation in the three bottom institutions is rather outrageous, considering they are all involved in handling big contracts or capital in case of Slovak Land Fund, and low pay increases the risk of corruption. However, the difference in salaries of employees is not as big, with pay reflecting levels of expertise required. The fifth section is selection procedures of the main representatives. So here we examine how transparent, competitive, and expertise-oriented the selection process is. In the top three institutions, competition was open to all qualified candidates. Hearing was public and streamed live. Candidates were interviewed by expert committee, and results from the hearing were presented to the public. In the bottom three selection processes, on the other hand, there was no official competition, no official requirement for the position, so no educational requirements, foreign language or work experience, and of course there was also no public hearing. This meant all three candidates were chosen behind closed doors. So finally, here are the final results for this year's evaluation, if anyone is interested. You can't see it through my camera. So what are the results in real life? In the past year, we have
discuss the proposed changes to the legislation based on our evaluation with several institutions. And while they do not have the authority to change the law themselves, we have been successful in composing a legal proposal with the Office for Public Procurement that would help them become more politically independent. This proposal was supported by the President of Slovak Republic, the Minister of Justice, and was ultimately also accepted into the framework plan of legislative tasks of the government office, meaning it should be discussed by the government in this election period. Furthermore, regarding improving appointment processes, it is our goal to provide authorities with a simple guideline in making the process transparent, competitive, and fair. This can only be achieved by procedures becoming public in every step, from informing the public about an opening, allowing all qualified candidates to apply themselves, being clear about requirements for the positions, publishing the list of candidates and their qualifications, and most importantly, organizing public hearings with an expert committee and openly announcing the results of the evaluation, ideally with an explanation. This is what we have been emphasizing to the authorities as well. In the past few months, three government departments, the Ministry of Finance, Ministry of Economy, and Ministry of Transport, as well as the office, the government office, and the National Council, all of which are essential recruiters for various institutions, have significantly improved their selection procedures, all utilizing public hearings with expert committees, and also with our colleagues being part of these committees in two major selection processes, the selection of new board members in the Office for Public Procurement, as you can see in the picture, and also selection of new head of council for budget responsibility. INECO was also involved in devising the selection procedure for the new president of financial administration, where a foreign candidate from Czech Republic has been chosen according to our recommendations. And lastly, currently a new general prosecutor is being selected in a highly professional and transparent way. That is all from me, and I thank you very much for your attention. Thank you, and I will be invite finally before we will have a panel with questions. I will wait, îmi cer scuze. În final, eu am să rog înainte ca să avem panelul de întrebări și răspunsuri, am să rog pe colegul nostru, Mihai Manole, să ne prezinte cercetarea, de fapt, ultima realizare în tot ce înseamnă transparența bugetelor locale. Este primul instrument pe care noi îl implementăm de mai mulți ani de zile, cred că domnul Manole ne va da detalii, iarăși cu suportul colegilor noștri din Slovacia. Deja aceasta a devenit un instrument cunoscut în țară, în baza lui noi oferim și distincții celor mai transparente primării. Am să rog pe domnul Mihai Manole să prezinte ultimele rezultate și ultimele date legate de tot ce înseamnă bugetele locale și după aceasta vom trece la runda de întrebări și răspunsuri. Domnul Manole, vă rog. Mulțumesc, domnule Ceslav. Încerc acum să mă conectez pentru prima dată. O să încerc să... Da. Mă nu văd acuș. Nu-i transferata mea pe... Aha, este. Bună ziua! Aș începe cu faptul că zilele acestea a fost plasat pe site-ul Local Budgets, viitorul World, informațiile aferente cifrelor bugetare, bugetelor și bugetelor locale pentru anii 2018-2019. Aș menționa faptul că acest proiect este tot susținut de către, prin IDIS Viitorul, Institutul IDIS Viitorul, de către Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia, INECO, și Slovacia de finanțare din partea acestei structuri. Poate că era în altă versiune prezentat, am spune așa,
acest raport dacă nu obțineam toate informațiile mai vechi. Dar am hotărât să plecăm de la versiunea care era prezentată prin niște rapoarte în culori, cu grafice diferite, cu NASA, dar ca scop am hotărât să stabilim totuși care ar fi problemele care, pe de o parte, nu aduc la formarea corectă a bugetelor locale, pe de altă parte, nu dau voie ca Republica Moldova să aibă o dezvoltare economică, să spunem așa. Și aș începe cu tabelul 1, aici avem 53,80% practic bugetul de stat al Republicii Moldova concentrează la 63,49% din resursele bugetare a țării. În anul 2019, peste 53,78% din venituri bugetului de stat au fost destinate transferul spre alte componente a bugetului public național. Dacă vedem aici bugetul Unităților Administrării Teritoriale, bugetul asigurării sociale, stat și bugetul asigurării obligatorii asistență medicală. Poate că penultimul și ultimul buget ne-ar arăta la faptul că nu tot este bine cu legile adoptate, mă refer și la reforma sistemului de pensii, da? Și la ce se întâmplă în medicină, dar asta este situația. În tabelul 2 am prezentat informațiile ce se referă la bugetele locale agregate la nivel de anii 2017, anii 2018 și 2019, dar atrageți atenție că am luat aprobat, executat. Nu am luat ceea ce a fost revizuit, da? Modificat pe parcurs și ulterior mă istorie să argumentez această poziție când voi vorbi despre unele poziții pe cheltuieli concrete. Pentru anul 2017-2019, nivelul de neîndeplinire a datelor planificate în bugete locale pe partea de cheltuieli a fost înregistrat în cazul cheltuielilor legate de servicii de stat cu destinație generală. O vedem aici cifrele care au fost planificate. Deci pentru anul 2017 au fost existat la nivelul 89-90%, dați să spunem așa, la același nivel în 2018 și în jur de 84-65% pentru anul 2019. Mă refer la executare în comparație cu obiectivul aprobat. Cheltuieli în cadrul poziției ordine publică și securitate națională, comparație cu nivelul lor aprobat, au restat o existare de peste 200% în 2017, aproape 200 în 2018 și în jur de 147-48% în anul 2019. Dacă aș fi luat cifre rectificate, clar că n-ar fi fost așa un nivel la executării. Dar da, să ne aducem aminte în ce perioadă trăiam, în anul 2017-2018. Da? Deci, deci este argumentat că pentru a face față situației din țară de atunci erau utilizate forțele ordinii publice, erau remunerate, ulterior a fost modificat bugetul, ceea ce este o realitate. Veniturile bugetelor locale consolidate au înregistrat creștere în perioada anilor 2017-2019, după o creștere în anul 2018 cu 97% în termeni nominali sau cu 59% în termeni reali. Veniturile au crescut în anii 2019 cu 12,67% în termeni nominali și 8,79% în termeni reali. Toate informațiile sunt prezentate în tabelul 3. O să vedem mai jos acuș. Contribuția veniturilor proprii la creșterea bugetului local, bugetelor consolidate, perioada anilor 2017-2019, este nesemnificativă. Contribuția veniturilor proprii la creșterea veniturilor totale pe raioane este și mai joasă, de doar 1,25 puncte procentuale și destul de aproape cu cea a Unității Teritoriale Administrative Găgăuzea, 1,75 puncte procentuale. În timp ce pe municipiul Chișinău și Bălți, acestea sunt considerabil mai mari, respectiv 4,55 puncte procentuale pe municipiul Chișinău, 3,75 puncte procentuale pe municipiul Bălți. Cea mai pronunțată diferență pe sursele proprii se observă pe impozitele pe proprietate și taxele locale, care au o contribuție cu mult mai importantă în municipiul Chișinău și Bălți decât pentru raioane și unitatea teritorială administrativă Găgăuzea. Venituri din surse proprii pentru anii 2017-2019
constituie de la 8,82% în 2017, 10,56% în 2018 și până la 9,35% în anul 2019 din veniturile bugetelor locale consolidate, cu o evoluție ușor descendentă. Informațiile avem prezentate în tabelul 3, unde sunt efectuate aceste calcule. Pentru informații, în categoria venituri din surse proprie au fost incluse venituri din impozite pe proprietate, venituri din servicii, plăți administrative, venituri din patente de împărățători, venituri din taxe locale, venituri din resursele naturale, venituri din proprietate și alte venituri. Deci, în efectuarea calculului au fost utilizate toate cifrele din planificarea, aprobarea, rectificarea și executarea bugetului din cadrul Ministerului Finanțelor și din cadrul Biroului Național de Statistică. Ponderea veniturilor proprii în veniturile totale ale unităților teritoriale de nivelul 2 pentru Raioane și Utah-Găgăuzea sunt mai joase decât în municipiul Chișinău și Bălți. Astfel, ponderea acestora în Raioane este 8,6, corespunde 8,4 în Utah-Găgăuzea, iar în municipiul Chișinău 16%, Bălți 14,75%. Creșterea veniturilor proprii în bugetul local consolidat în 2018 față de 2016 este 20,55%. Puțin sub rata generală de creștere, însă semnificativ sub rata de creștere a veniturilor din transferul de la bugetul de stat, 25-30%. Astfel, sursele din care sunt constituite veniturile proprii a bugetelor locale nu pot asigura o creștere care ar exclude creșterea ponderii transferurilor. Urmând logica organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, legea finanțelor publice și responsabilitatea bugetar-fiscale definește structura sistemului de bugete locale, acestea fiind formate din bugete locale la nivelul 1, bugete satelor, comunilor, orașelor, municipiilor, cu excepția municipiului Chișinău și Bălți, și bugete locale la nivelul 2, bugetele regionale, bugetul central, am testat autonomii Utah-Găgăuzea, bugetele municipale Bălți și Chișinău, care în ansamblu formează bugetul consolidat local. La rândul său, legea privind finanțele publice locale definește bugetul raional ca fiind constituit din bugetul raional, care reprezintă totalitatea veniturilor și cheltuielilor necesare executării funcțiilor ce sunt în competența raionului, conform legislației și a funcțiilor suplimentare delegate de guvern. Și bugetele locale sunt bugetele satelor sau comunilor, orașelor, municipiilor din componența raionului. Avem mai departe aceeași definiție a bugetului unității teritoriale autonome, municipiului Bălți și municipiului Chișinău. În prezent, cu referire la bugetele locale, constatăm de fapt, în Republica Moldova este existența a două sisteme bugetare apărute ca rezultat al conflictului anilor 2000 dintre puterea centrală și cea locală. Un sistem funcționează în Utah-Găgăuzea și altul pentru restul țării, că ne referim. Autoritățile locale din Utah-Găgăuzea nu participă la semn de formare a Fondului Sistemului Financiar a Unităților Teritoriale, FSF. În schimb, Utah-Găgăuzea reține practic toate impozitele și taxele de stat colectate pe teritoriul acesta. De asemenea, autoritățile din Utah-Găgăuzea beneficiază fără restricții de toate programele de cheltuieli din bugetul de stat, având aceleași drepturi ca APL-ul din restul țării. Restul autorităților, deși sunt acoperite din același concept de formare a bugetelor, totuși, datorită particularităților de reglementare, rezultă diferențe majore de structura formării veniturilor pentru alte două grupuri de autorități locale, pentru raioane și pentru municipiul Bălți și Chișinău. Adică aici ar trebui să pornim de la evoluția veniturilor față de anii 2014, arată clar că sistemul de formare a veniturilor pentru Utah-Găgăuzea este mai avantajos decât cel aplicat pentru restul țării. Primul factor care se impune să fie evocat pentru a explica această evoluție este de natură legală și ține tratamentul preferențial al Utah-Găgăuzea în calitate de plătător de impozite și taxe beneficiar al serviciilor publice, comparativ cu celelalte unități administrative teritoriale de nivelul 2. Reiese că suplimentar la sursele care alimentează bugetele raionale, bugetul central al Utah-Găgăuzei beneficiază din încasări în proporție de 100% din volumul total al impozitului venit a persoanelor fizice,
colectați pe teritoriu, unități teritoriale administrative, 100% din impozit venit persoanelor juridice, colectat tot pe teritoriu, unități teritoriale administrative, 100% din taxa valoare adăugată la mărfurile, produsele și servicii prestate pe teritoriul UTA, colectat pe teritoriul unități teritoriale administrative, 100% din accizele și mărfurile supuse accizelor fabricate pe teritoriul UTA, colectate pe teritoriul unități teritoriale administrative. În același timp, UTA Găguză nu beneficiază de transferul cu destinație generală. Adică ce mă refer eu în cazul de fapt? Dacă ne referim la codul fiscal, titlul 1, articolul 6, unde avem clasificarea impozitelor, taxa valoare adăugată este impozit de stat. Accizele sunt impozite de stat. Adică prin aceste abateri de la codul fiscal, noi creăm o situație, am spune așa, nu benefic pentru viitor. Pentru viitor. Astfel, UTA Găgăuza în 2018 a înregistrat față de 2014 cea mai mare creștere a cotei sale în veniturile consolidate la bugetul local cu 1,51 puncte procentuale. De asemenea, aceasta în 2019 a înregistrat cel mai înalt nivel a venituri bugetare totale per capita de 6.063 de lei. Venitul bugetului unității administrative teritoriale pe locuitor lei pentru aceeași perioadă este 4.721 de lei. Deci media care este. O avem în tabelul 4 această medie. Deci, dar dacă vorbim de cea de cota de Găgăuza 6063, are o creștere cu 10-35 puncte procentuale față de anul 2018. Deci este o creștere semnificativă, dacă să o luăm. Deci, forma actuală de formare a veniturilor bugetelor locale nu este echitabilă. Sistemul actual de formare a bugetelor locale nu este echitabil din câteva aspecte. Primul, evoluția veniturilor bugetare per capita de locuitor arată că sistemul aplicat, am menționat în UTA Găguză, este mult mai avantajos decât cel aplicat în raioanele cu municipii și municipiile Chișinău și Bălți. UTA Găguză a înregistrat cel mai înalt nivel a veniturilor bugetare totale per capita, 6.063 de lei în 2019, începând cu 2017, UTA Găguză a devansat municipiul Chișinău la venituri bugetare per capita. În 2018, diferența constituie în 268 de lei sau 5,15% mai mult, iar față de municipiul Bălți, această diferență este mai mare, de 1.398 de lei sau cu 34,15% mai mult. Iar raioanele au circa 74% din nivelul satului UTA Găgăuza. În aceste condiții, soluția ar fi aplicarea unui sistem similar și pentru raioane. Adică să aplicăm corect legea, aceleași condiții, printre toate, am spune așa, bugetele locale, ca să fie. Și mai spune așa un exemplu, chiar examinăm informațiile care au fost publicate în ultimele două zile, noi avem comuni, chiar satul meu de Beaș, în care are 2600 de lei venituri per cap de locuitor, da? Sunt lucruri foarte serioase, care trebuie examinate și trebuie de luat careva decizii. Și a doilea moment care am dorit să-l menționez, o altă dimensiune ce merită a fi analizată mai atent este capacitatea sistemului actual de a stimula dezvoltarea economică acolo unde există potențial de creștere. Adică, sistemul trebuie să lase suficiente resurse în unități administrative în care există potențial de creștere, în primul rând, municipiul Chișinău și Bălți. La ce mă refer eu? Dacă vă uitați la componența impozitului taxelor locale, avem impozitul proprietate. Dar dați să fim sinceri să menționăm că el este aplicat la nivel de Chișinău, Bălți și câteva centri raionale. Noi nu avem implementarea lui în completă tot teritoriul Republicii Moldova. Poate din același aspect și am inclus impozitul pe avere, da? În categoria impozitelor de stat. Că tot înțeles un impozit și taxă locală. Asta trebuie să fie. Dar tocmai pornind de la faptul că îl aplicăm în Chișinău, Bălți, ceva în Hâncești și undeva pe altă parte. Câțiva ani în urmă a fost chiar și o discuție. Banca Mondială propunea să ofere finanțări pentru evaluarea patrimoniului în teritoriu. Adică aici e clar că este o chestiune economică, ea poate trece în chestiune politică, dar discuțiile totuși trebuie să aibă loc, pentru că dacă noi nu schimbăm sistema taxelor și impozitelor la nivel local, noi nu obținem o mișcare înainte, o creștere economică înainte. Pentru că dacă examinăm articolul 6 din codul fiscal, noi avem
am spune așa, 17 impozite și taxe locale și numai 8 taxe și impozite de stat, care sunt dat din cele 17, care este eficiența aplicării lor. Aici este de discutat. Raionele sunt cele care au înregistrat cea mai slabă performanță. În ultima an, raionele au avut cea mai proastă evoluție, veniturile medii totale pe această grupă înregistrând o creștere negativă în termeni reali de 98-30% din nivelul din anul 2014. De ce comparăm tot timpul cu anul 2014? Când în 2015 am avut legea nouă aprobată cu descentralizarea finanțelor publice, parcă și-ar trebui să primească această descentralizare. Dar o să vedem că am avut efectul invers, practic, în această perioadă. Iar exprimarea per cap de locuitor, acestea au înregistrat nivelul de 101,85%. Am avut o creștere în acest comparativ. Veniturile bugetare pentru mediu per persoană de pe grupa Raioane este doar 74% din veniturile per persoană din UTA Găgăuzia. Avem evoluția veniturilor, bugetul agregat la nivel național în PIB, tabelul 5 și tabelul 6. Deci, într-un caz, noi arătăm aceste venituri a bugetului administrativ teritoriale în ponderea PIB-ului, da? Deci, tabelul 5, avem o evoluție în jur de 7,53% în anul 2017 și o crește în 7,63% în anul 2018 și 7,95% în 2019 și înregistrăm o dinamică pozitivă anii 2017-2019. În tabelul 6, în bugetul public național avem această pondere, am spune așa, tot pe această perioadă, anii 2017-2018-2019, vedem că este tot o dinamică pozitivă a acestor venituri aluate și evidența veniturilor bugetului agregat la nivel național fără transferurile care sunt efectuate de la bugetul de stat în tabelul 7. Aici vedem că avem o dinamică negativă. 2019 față de 2018 avem o diminuare cu 6,43 puncte procentuale. Deci o mică creștere în 2018 față de 2017. De ce are loc această descreștere? Vom vedea atunci când vom discuta despre dinamica transferurilor la bugetul de stat, că practic în perioada când noi am declarat prin legea adoptată descentralizarea finanțelor publice, are loc o creștere a transferului, are loc o diminuare a autonomiei financiare, practic, a teritoriilor. Veniturile totale, fără transferuri de la bugetul de stat, ale autorităților publice locale, sunt inadmisibil de joase, pentru că acestea se poate răspunde efectiv și eficient la necesitățile locale. Din totalul de resurse bugetare, la nivel de țară, bugetele locale revin circa 26%, inclusiv transferuri de la bugetul de stat. Însă, fără transferuri, acestea formează doar 7,32% în 2017, 7,46% în 2018 și în jur de 7% în 2019. Pentru anul 2019, până venit bugetul agregat la nivel național PIB, fără transfer, a înregistrat o scădere cu 6,43 puncte procentuale. În perioada anilor 2017-2019, dependența autorităților locale de transferul la bugetul de stat a crescut. A rezultat, autonomia financiară s-a diminuat, deși reforma finanțelor publice locale, începută în 2013, și-a propus implementarea unui mecanism de formare a bugetelor locale, care să crească gradul de autonomie financiară a autorităților publice locale. În perioada de după reformă s-a constatat o tendință opusă. Analiza tendințelor în evoluție veniturilor consolidate a autorităților teritoriale la nivelul 2, în perioada 2016-2019, levă că dependența autorităților locale, transferul de la buget de stat a sporit, iar autonomia financiară s-a diminuat. Vedem datele din tabelul 8, vedem care este ponderea impozitelor, vedem care este ponderea altor venituri, ponderea granturilor și a transferurilor. Și a trebuit să menționăm că în cazul când examinăm ponderea în PIB a bugetelor cu și fără transferuri, clar că să mai ținem cont și de granturile care sunt prezente în partea de venituri la bugetul local, care, într-o măsură care
am spune așa, nu depinde activitatea în teritoriu. Într-o perioadă anilor 2017-2019 a fost încetată o diminuare a ponderii în venituri a bugetului unităților de țări teritoriale, a impozitor și taxor cu 11,33 puncte procentuale, a altor venituri cu 8,95 puncte procentuale. Concomitent, în această perioadă a fost înregistrată o creștere a ponderii în veniturile bugetului unităților administrării teritoriale, a granturilor cu 5,71% și a transferurilor cu 4,49 puncte procentuale. Deci toate informațiile le avem în tabelul 8, mai sus, care am menționat. Bugetele locale sunt cele mai dependente de transfer la bugetul de stat. Este 70% din venituri de bugetul local din 2017-2019 provin din aceste transferuri. În tabelul 8 avem informația. Prin legea bugetară anuală pentru anul 2019, inițial au fost aprobat transfer la bugetul de stat către alte bugete în volum de 22.555 milioane. Iar ulterior, urma modificărilor operate și precizării altor transferuri decât cele menționate anexa 7 în legea bugetului de stat, volumul transferurilor a însumat 23.730.000.000 lei. Executarea transferului a consumat 23.098.080.000.000 lei sau 97.30 din suma precizată, inclusiv către bugetele asigurării sociale de stat 7.957.000.000, asigurarea medicală obligatorie 2.813.000.000 și bugetul unităților administrative teritoriale 12.328.020.000.000 lei sau 96.60 din ceea ce a fost preconizat. Ponderea transferului de la bugetul de stat în totalul venitor bugetelor componente a bugetului public național a consumat 36.65% pentru BAS, în restul o crește cu 29,95 puncte procentuale, 36,8 pentru asigurarea obligatorie medicală, în crește, descreștere cu 28,95 puncte procentuale și 73,70 la bugetul unității administrative teritoriale, în crește cu 30,25 puncte procentuale față de anul precedent. Transferurile executate, tot le informații găsim în tabelul 1 cu care a început. Această dependență are stat un trend ascendent, în special după reforma privind finanțele publice locale din 2013 și implementarea integrală din 2015. Rolul important al transferurilor pentru bugetele locale se manifestă pe ambele nivelii administrației publice locale. Astfel, volumul transferului depășește venituri fără transferul ale administrației publice locale din nivelul 1 și cei din nivelul 2. Conform datelor din tabelul 8, ponderea transferului în venitul bugetului unităților teritoriale a construit 70,96% în anul 2017, cu o diminuare de 0,59 puncte procentuale, 70,54% în 2018 și corespunzător cu o creștere de 4,49 puncte procentuale, 73,71% în anul 2019. Informația referitoare la transferul la bugetul stat către bugetul unităților teritoriale în anul 2019 sunt prezentate în tabelul 9. Avem aici o informație pe tipurile de transferuri, deci aprobat, precizat, abaterile care au apărut și în deci Ministerul Finanțelor nu a finanțat în toate alocațiile aprobate în legea bugetară anuală, în sumă 378.070.000.000 lei. Potrivit explicației Ministerului de Finanță, cauza neexecutării integrale a transferului cu destinație specială este neprezentarea documentelor de plată de către autorități în instituțiile bugetare finanțate la bugetul local în volumul total alocat prevăzut conform legii bugetului de stat. Totodată, soldurile mijloacelor neutilizate ale bugetelor locale primite din contul transferului cu destinație specială sfârșit în 2009 s-au diminuat cu 236.70.000.000 lei față de sfârșitul anului 2018, sinteză o avem în tabelul 10, sunt prezentate, vedem total diminuare, minus 236.70.000.000 lei. Ceea ce ține partea de cheltuieli a bugetului local consolidat, au înregistrat o creștere în perioada anilor 2017-2019, după o creștere în 2018 cu 9,59% în termeni nominali sau cu 6,45% în termeni reali, cheltuielile au crescut și în anul 2019, 12,67% în termeni nominali sau 8,79% în termeni reali. Avem în tabelul 11 aceste informații prezentate.
În tabelul 12 s-a făcut o analiză a cheltuielor bugetelor agregate, structurate conform grupurilor funcționale. Deci putem constata că avem pe 6 din 13 poziții o dinamică negativă. Adică n-am putea face o concluzie care ar fi prioritățile terii locale când vorbim de aceste cheltuieli. Dar dacă luăm după structura cheltuieli și activi nefinanciare, deci tabelul 13 ne menționează faptul că cheltuielile au crescut în 2019 față de 2018 cu 33 puncte procentuale, activele financiare s-au diminuat în această perioadă cu aproape 10%. Și ca concluzii, sistemul de formare a venitul buget local după 2014 elevă o capacitate scăzută privind formarea unui echilibru între funcțiile de stimulare al dezvoltării economice la nivel local în conformitate cu potențialul și de echilibrare veniturilor. Deci ceea ce am menționat, iată, procedura aceasta de tratare neuniformă a puterii locale prin bugetele aprobate, deci practic a început în anii 2000 această discuție. Regretabil, dar nu ar fi trebuit să întâmple ceea ce s-a întâmplat. Din ce considerente? Nu poate să aibă o conotație politică sau de altă, am spune așa, poziția în relație buget de stat, bugete locale, pe impozitele care sunt încasate în aceste bugete. Eu mă uit că la direct nu corespunde cu prevederile codului fiscal. Dacă ele sunt impozite și taxe de stat, ele sunt, am spune așa, încasează în bugetul de stat. De acolo poate veni transferul, da? Dar ce facem pentru a crește, a spori veniturile bugetului locale din impozitele și taxe locale? Prima, ce trebuie să întoarcem la articolul ăsta 6 din codul fiscal, titlul 1, să vedem ce trebuie de revăzut. A doilea, trebuie să întoarcem la impozitul pe proprietate, care include și impozitul pe valorile imobiliare, da? Deci ca să aducem o, cum spune așa, o claritate. Nu implementăm într-o oază, dăm drepturi puterii locale la implementarea, aplicarea acestor impozite. Dar trebuie să înțelegem că formarea bugetelor este pe seama noastră, cetățenilor Republicii Moldova, da? Deci n-ar trebui, mizăm într-o măsură pe granturi, mizăm pe transferuri, dar trebuie să creăm așa condiții ca puterea locală să poată face față lucrul acestei întrebări. Eu am mai inclus în prezent, nu este prima dată să menționați acest lucru, dar nu știu ce nu se reacționează, da? Pentru că și municipiul Chișinău, și municipiul Bălți, și Raioanele sunt pus într-o situație nefavorabilă față de ceea ce ei promovează, da, spunem așa, Ministerul Finanțelor, Guvernul, ceea ce votează și Parlament. Dar cum se primește? În Parlament vine legea, cine intră în esență la ceea ce se verifice venitul per locuitor într-o teritorie, în altă, așa mai... Dar clar că ar trebui mai serios să ne atârnăm față de această situație, de această situație creată. Deci a fost menționat aceste lucruri și domnul Dumitru Budeanschi de la Expert Group, da? Are dumnealui tot prezența acolo, așa informații. Și deci trebuie să o luăm, nu o transformăm în chestiune politică, da? Trebuie să schimbăm situația pentru a da posibilitatea de o creștere economică a Republicii Moldova. Că e clar că nu toți formează în Chișinău, în Chișinău se acumulează, toți creează în teritoriu. În dependență de schimbarea poziției bugetare fiscale, în dependență de corectitudinea aplicării acestei politici fiscale, da, cred că este viitorul creșterii economice în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Manole. Noi chiar acum, împreună cu Calmul, ei cred că sunt aici, am calculat că la noi toate impozitele care sunt cu cotă fixă se indexează anual cel puțin la rata inflației. Iar impozitul funiciar, care a fost în 2110 lei, nu s-a indexat timp de 20 de ani și a rămas tot 110 lei. Doar dacă îl indexam la rata inflației, atunci, din lipsa indexărilor, autoritățile centrale au indexat impozitele lor, dar cel local nu l-au indexat, primăriile au pierdut pe 16 miliarde de lei prin parcursul acestor 20 de ani. 16 miliarde de lei este de câteva ori mai mult decât toate investițiile care au fost făcute la nivel local din banii publici. Deci, aveți dreptate, mersi mult. Noi, cred că împreună cu Calmul,
utilizând instrumentele IDIS viitorul, care împreună cu colegii din străinătate le implementăm, vom putea duce la îmbunătățirea sistemului fiscal, inclusiv la nivel local, făcând aceste analize. Asta fiind spus, n-aș vrea să vă iau foarte mult timp, să facem economie de timpul dumneavoastră. Dacă sunt careva întrebări de clarificare, dacă sunt careva poziții care dorește cineva să le exprime, vă rog mult să faceți acest lucru, deoarece suntem online. O să trebuie să gestionăm foarte atent. Dacă permiteți, când s-au gândit la întrebări ascultătorii, ceea ce ați menționat dumneavoastră e importantă întrebare, da? Ea tot timpul figura în ce? Comasarea impozitului funciar cu impozitul pe imobil, da? Așa e mai mulți țări din lume, pe perioada aceea când examinăm. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că asta prejudicează bugetele locale. Da, noi cred că acest subiect când vom discuta în casa aparte cu cei de la CALM, iar acum dacă sunt întrebări, clarificări, anumite poziții, anumite lucruri care cineva dorește să le evidențieze din tot ce am vorbit noi până astăzi, vă rugăm mult să interveniți. Vom trebui să fim foarte atenți cine dorește să vorbească, cumva ridică mâna, pornește microfonul, celălalt microfon să fie închise, succint punem întrebarea și cine va fi vizat, tot succint să dă răspunsul. Vă rog acum, stimați prieteni, colegi, cine primul dorește să vorbească, eu văd doar câțiva din cei care sunt cu noi. Da, domnul Andrei Munteanu, v-am văzut că sunteți prima pagină la mine. A, este doamna Lariușina tot este. Domnul Andrei Munteanu, dă-mi domnule Lariușina să spună trei cuvinte și apoi dumneavoastră. Da, da, bună ziua tuturor, onorată asistență. Deci, din start, vreau să mulțumesc IDIS Viitorul pentru invitația la acest eveniment care este de o importanță deosebită, inclusiv pentru noi, pentru că vorbim de independența instituțiilor publice și aici mă refer și la Curtea de Conturi inclusiv. Vreau să vă spun că am accesat pe parcursul acestei conferințe acel link care a fost remis pentru a vizualiza raportul și am câteva comentarii vis-a-vis de el. Primul din comentariile astea ține de, eu voi cita, lipsa de temei expres care ar permite destituirea, în cazul dat, a membrilor Curții de Conturi, în cazul în care încalcă prevederile legale. Eu vreau să vă spun că nu pot fi de acord în cazul Curții cu această prevedere pe motivul că articolul 20 alinea 2 din legea 260 a Curții de Conturi prevede expres 10 temeiuri de revocare a membrului Curții de Conturi. Respectiv, cu adevărat, nu știu în cazul altor autorități, dar cu referire la Curtea de Conturi nu este aplicabilă constatarea dată. O altă constatare, întrebare care o am, cred că tot către domnul Pârvan, ține de informația privind salariul mediu brut lunar. Conform raportului, am stabilit că, de fapt, Curtea de Conturi nu a prezentat informații la acest subiect. Vreau să vă zic că acum, pe parcursul ședinței, am contactat Serviciul Economico-Financiar și nu au fost remise careva solicitări în adresa noastră. Dar cu referire la chestionarul pe care l-am întocmit, vreau să vă spun că el a fost întocmit doar la acele câmpuri întrebări care nu se refereau la autoritățile de reglementare, pentru că Curtea nu este o asemenea autoritate. Deci, iată, acestea două clarificări vreau să le fac, dar vreau să aud răspunsul nu înainte de a vă aduce la cunoștință. Că, de fapt, legea Curții de Conturi 260, care a fost aprobată în 2017, la sfârșit de an, conținutul acestei legi derivă din acordul de asociere, și anume articolul 749 din acest acord, care a obligat, de fapt, într-un fel sau altul, Republica Moldova să aprobe acea nouă lege în vederea alinierii Curții de Conturi la standardele internaționale și cele mai bune practici, inclusiv pe dimensiunea independenței, consacrate în declarațiile de la Lima, de la Mexic și alte documente acceptate și transpuse de către Curtea de Conturi în activitate. Deci asta a fost succint la ce am vrut să mă refer și aș fi recunoscător dacă după anumite clarificări acest raport ar putea fi ajustat pe aspectele enunțate. Mulțumim mult, domnul Munteanu, pentru aceste clarificări. Într-adevăr, experții noștri, deci sarcina noastră este să vedem cum pot fi îmbunătățite
lucruri. Dacă sunt anumite elemente care există, noi cu plăcere vom ține cont ca să arătăm că aceste legate de transparența instituțiilor sau de independența lor, situația este mai bună și dacă sunt anumite propuneri, tot un formular. Viorel, dacă poți pe scurt să spui anumite elemente, dacă noi poate am avut în vedere altceva, sau că noi, într-adevăr, vom ține cont de informația care a furnizat-o domnul Munteanu. Te rog mult. Și apoi, dacă nu mă greșesc, doamna Calugin a arătat de mână. Da, da, da. Eu nu-i văd pe toți, dar rapid, aha, este doamna Violina Spac, după aceasta de la Anria. Viorel, doamna Calugină și doamna Spac, Spac, dacă nu mă gândesc la mine, scrie Spac, Spac de la Anria. Viorel, te rog. Da. Vă încerca să răspund pe scurt. La ultima întrebare, ce ține de accesul la informație, trebuie să verificăm. Noi, în situația pandemiei de astăzi, am expediat solicitările online cu semnătură electronică. Toate instituțiile le-au recepționat. Trebuie să vedem din ce cauză sau dacă a ajuns la Curtea de Conturi, chiar nu cunosc, dar de expediatele au fost expediate la adresa instituțională oficială. Ok, asta se poate de verificat. Ce se referă la motivele de destituire pentru ilegalități și abuzuri, eu pot să verific încă o dată acele temeiuri în legea 260, acum nu o să mă opresc nerucit la ele, dar pot să menționez sumar că această problemă a fost discutată și cu alte ocazii și alte evenimente. În lege, într-un șir de legi, sunt indicate expres temeiuri pentru revocare din funcție în cazul în care activitatea conducerii nu corespunde celor sarcini puse pentru conducere. În legea Curții de Conturi și a celor două autorități care au fost menționate de către mine, sunt temeiurile generale în cazul pierderii cetățenii, condamnării și alte temeiuri. Da, sunt multe, dar anume punctul ăsta nu există. Respectiv, este o problemă care poate fi discutată, cât este de corect să fie indicată în lege sau sub ce formă trebuie să fie indicat în lege. Eu pot doar să mai verific încă o dată acele prevederi legale și în cazul în care, într-adevăr, există astfel de prevederi, vom verifica la acum. Eu aici doar vreau să spun și domnul Munteanu, cred că vom discuta în mod separat. Sunt angajamentele care le are Republica Moldova pe plan internațional. Eu țin minte când am votat lege Curții de Conturi, furindu-mi mai multe instrumente, că dacă noi oferim aceste instrumente, nu primeam inclusiv asistență de la Uniunea Europeană. Sunt prevederile noastre care domnul Viorel Pârvan le consideră de ordin general. Va trebui după aceasta, împreună cu dumneavoastră, să discutăm, să vedem dacă acestea sunt suficiente, aceste prevederi, sau ele sunt de ordin general și permite politicului ingerința. Deci tot ce discutăm noi acum, că dacă sunt niște norme generale, îi permite politicului ingerința în activitatea Curții de Conturi prin destituirea persoanelor cheie. Deci asta este aspectul. Și dacă ne permiteți, vom permite acum doamna Calugin, iar noi apoi individual discutăm și evident în raport vom reflecta cea mai bună poziție care trebuie să fie. Și acum doamna Calugina, dacă e, și apoi doamna Spac. Stimați colegi, rog fiecare să se prezinte, doar ce nu toți ne cunoaștem. Da, domnul Munteanu, mersi. Da, bună ziua, mă auziți, nu? Da, mă auzi bine. Da. Ok, pentru că... deci, în primul rând, vreau să vă felicit cu acest studiu, care a fost făcut cu acuratețe. De fapt, mai degrabă dam un comentariu de ordin general, în ceea ce privește metodologia. Și sunt foarte bucuroasă, am listat și eu studiul propriu-zis și sunt foarte bucuroasă că în introducere aveți acele concluzii ale experților, sau mai bine zis opinii, ale experților care au fost intervievați în procesul de elaborare a studiului. Totuși, câteva lucruri aș vrea să le punctez astfel încât să nu rămână această iluzie privind independența unor organe și lipsa de independență a altora.
lucruri pe care le-am spus și atunci când am fost, a fost solicitată opinia mea, dar din câte mi-aduc aminte, ceva mai devreme a fost efectuat un studiu de către o altă organizație după aceeași metodologie și aceleași lucruri, de fapt, le-am remarcat. După mine, totuși, metodologia, în cazul în care, de exemplu, am vrea să repetăm acest exercițiu, ar trebui să fie revăzută. Sunt bucuroasă că vorbiți despre o independență potențială și nu o independență reală a autorităților, pentru că, realmente, lucrurile ar putea să fie foarte diferite. Ceea ce am remarcat, că trebuie mai cu acuratețe de stabilit care sunt autoritățile pe care vrem să le evaluăm. Ele sunt prea diferite pentru a fi comparate. Și iată de ce atunci când avem în topul clasamentului Procuratura Generală, iar la poziția cea mai proastră avem Agenția Servicii Publice, după mine acest lucru era a priori prevăzut, previzibil. Pentru că Procuratura Generală este o autoritate independentă care ține de puterea judecătorească, nu poate să nu fie reglementată constituțional, nu poate să nu fie autoadministrată printr-un organ de autoadministrare. În componența acestui organ nu poate să nu să se revadă reprezentanți ai tuturor puterilor în stat. Și Agenția Servicii Publice, care a priori nu poate să aibă același potențial de independență, pentru că este o instituție publică și pornind de la esența noțiunii de instituție publică, este înființată de către o autoritate publică pentru a exercita niște atribuții absolut executive și organizatorice în baza actului emis de această autoritate publică și nu are cum să nu se subordoneze acestei autorități publice. Așa cum spuneam, Constituția, și mulțumesc mult, Viorel, pentru această remarcă, nu poate și nu trebuie să reglementeze statutul tuturor autorităților, pentru că, în cazul ăsta, statutul și poziția acestora ar putea să fie una instabilă. Iată de ce, eventual, sau, de exemplu, aveați acel criteriu, eventual, organele colegiale. Sunt autorități unde organul colegial și existența acestuia e absolut justificată, cum este Curtea de Conturi, de exemplu, care trebuie să evalueze anumite lucruri, eficiența utilizării banului public. Și sunt autorități unde, pornind de la atribuții, organul colegial este absolut deprisos și ar putea mai mult să dăuneze decât să ajute. De exemplu, unde este, de exemplu, Serviciul Fiscal de Stat, unde sunt lucruri și atribuții complet diferite. Și în ceea ce privește numirele, sunt organe unde, pentru mine, nu atât contează felul cum sunt efectuate numirile a conducătorilor, cum ar fi, de exemplu, deși este important, însă nu determinant, cum ar fi, de exemplu, Autoritatea Națională de Integritate. Însă, mai mult pentru mine ar fi important în acest sens cum inspectorul de integritate, în ce măsură este acordată această independență și garantată și asigurată independența individuală a angajatului. E vorba de așa categorii de angajați ca inspectorii fiscali, inspectorii de investigații, ofițerii de urmărire penală, inspectorii de integritate. Deci, în final, eventual, încă o dată rog ca această replică nici de cum să nu fie luată drept o critică generală a studiului. E un studiu făcut cu acuratețe, însă în cazul în care ne-l dorim, de exemplu, să fie unul făcut repetat, atunci va trebui eventual să revedem metodologia, astfel încât eventual să facem, de exemplu, clasamente separate pe instituții care pot fi comparate,
și atunci am putea poate să regândim unele din criterii sau să le reformulăm astfel încât acestea să ne dea posibilitatea să judecăm nu numai despre potențialul de independență, dar și independență reală. Vă mulțumesc foarte mult! Mersi mult! Am să rog și pe doamna Spac să intervină. Viorel, poate tu la urmă să faci un rezumat, dacă se poate, da? Da, doamna Spac, și după aceasta eu nu văd altcineva. Dacă mai e cineva, după doamna Spac să amușă mulți. Bună ziua la toată lumea! Foarte mult pentru oportunitatea de a putea comenta acest studiu. În primul rând, felicit autorul cu acest studiu complex care vine cu recomandări de îmbunătățire a independenței instituțiilor publice care au fost examinate, chestionate și evaluate de către autor. Dar totodată am și eu, exact ca și domnul Munteanu, anumite completări. Probabil au fost înțelese sau interpretate eronat anumite prevederi din lege. Și țin să menționez că cel puțin o constatare de la pagina 5-6 din raportul prezentat, pe care am avut ocazia să-l listez nu atât de detaliat, ci ține de faptul că lipsesc temeiuri, expresii care ar da posibilitatea revocării conducerii în caz de neexecutare adecvată a funcțiilor sale. Probabil autorul a avut în vedere și acea concluzie din prezentare că lipsesc anumite prevederi de revocare la anumite instituții ce țin de, în cazul comiterii ilegalităților sau abuzurilor. Pentru că, deci, sunt lucruri diferite. Neexecutarea adecvată a funcțiilor sale și comiterea abuzurilor și ilegalităților au ca și gravitate și din punct de vedere procesual, penal, penal, ca și infracțiune, aspecte diferite. Ce vreau să menționez, că nu este doar și părerea mea, pentru că în octombrie 2019 a fost o inițiativă legislativă de a include în prevederile legislației care reglementează activităților mai multe instituții publice de reglementare autonome independente, niște prevederi care conțineau suplimentar un temei de revocare, precum era constatarea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor, inclusiv prin urmare audierii raportului de activitate. Deci, cel puțin, după mine, deci procedura de destituire trebuie să fie mult mai complexă decât procedura de numire în funcție sau cel puțin una echivalentă. Și existența acestor prevederi de neexecutare a atribuțiilor de serviciu este una foarte generală, foarte vagă, foarte interpretativă, care la rândul său poate duce la abuzuri din partea politicului. Ca exemplu, poate servi o destituire din funcție, o revocare din funcție a unui director ANR pe motiv de activitate ineficientă sau pentru că nu s-a ținut de cuvânt atunci când a promis micșorarea tarifelor la gaze naturale. Și ulterior, Curtea Constituțională a declarat această revocare ca fiind neconstituțională. Deci, cel puțin, solicitarea mea este sau să concretizați sau să excludeți această constatare care, după mine, poate servi deci, un factor de inspirație anumitor politicieni în sensul dat. Mai mult atât, deci, inițiativa legislativă din octombrie 2019 a avut și un aviz din partea Secretariatului Comunității Energetice care a menționat că în cazul în care va fi modificată în astfel, cu astfel de sintagmă completate niște temeiuri suplimentare de revocare a directorului ANR, ei vor iniția un proces împotriva Republicii Moldova pentru nerespectarea angajamentului care și-a asumat Republica Moldova în cadrul tratatului comunității energetice. Deci, cel puțin, în cazul când veniți cu niște recomandări de a consolida independența autorităților de reglementare, această constatare trebuie să fie eliminată. Și în, deci a doua, un comentariu, sau mai bine spune o concretizare, în prezentarea dumneavoastră ați menționat despre faptul că lipsește temeiul de revocare în cazul abuzurilor și legalităților, inclusiv în paranteză ați indicat și ANR-ul printre aceste instituții. Vreau să menționez că articolul 10, alineatul 12, litera D și E, conține prevederi de revocare în cazul ilegalităților și abuzurilor și este vorba despre temeiul de condamnare pentru comiterea infracțiunilor cu intenție sau condamnare prevăzută
de libertate și nu se specifică care infracțiuni sunt toate infracțiunile, inclusiv și un alt temei suplimentar este rămânerea definitivă a actului de constatare a ANI-ului, prin care s-a stabilit emiterea, adoptarea de către directorul respectiv a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, legea deci privind declararea averii și intereselor personale și legea privind statutul persoanelor de demnitate publică. Deci astfel de temeiuri de revocare punitive, cel puțin în legislația sectorială energetică există și vă rog foarte mult dacă e posibil să excludeți ANR ca și instituție, exemplu, că nu avem astfel de prevederi. Mai mult ca atât, nu pot accede la funcția de director al Consiliului de Administrație persoanele care nu au reputație reproșabilă și aici legea la fel dezvoltă. Ce înseamnă reputație reproșabilă? Este vorba de persoană care deci, are antecedente penale, inclusiv stinse, sau care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții ca pedeapsă principală sau complementară pentru hotărâre judecătorească și multe, multe alte aspecte care sunt foarte bine clar detaliate, enumerate, pentru că această lege, la rândul său, a fost elaborată cu suportul partenerilor externi. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult! De fapt, scopul nostru nu este ca să diminuăm autoritatea ANR-ului, dar din contra, să securizăm. Și toată ideea este că noi, și aici cu Viorel, cu domnul Purvan, vom fi mai atent la toate instituțiile, noi vrem să ne asigurăm că nu există posibilitate de interpretare voluntară a factorului politic. Deci asta este scopul nostru. Deci orice lucru care nu este foarte clar definit îi poate permite politicului să intervină. Deci și atunci conflictul ăsta care a fost și Republica Moldova a riscat probleme mari în relația cu comunitatea internațională și a fost inclus în acordurile noastre cu partenerii internaționali, subiectul ANR-ului am ajuns să intre în diferite acorduri internaționale, noi cunoaștem acest aspect și vom ține cont și vom avea grijă că noi vrem doar să ajutăm în acest proces și absolut deloc nu avem intenția ca cumva să șterbim din posibilă autonomie sau independența ANR-ului. Deci asta categoric nu este sarcina noastră. Mai mult că atâta nu avem de gând să spunem, băi, uite, ăștia sunt răi sau sunt buni. Deci scopul nostru este să securizăm instituțiile publice ca un element important al democrației și final de bunăstarea populației. Să nu mai vrei lumea să plece din țară, cum acum 25% spun că vor să plece și nu mai vor să rămâi aici. Mersi mult. Dacă mai este cineva care dorește să intervină, văd că este domnul Eugen Cozmonici, am să rog să intervină, tot pe scurt și Viorel, pe final o să spună concluziile care le poate spune, care trebuie să spună. Mulțumesc, domnul Ioniță, bună ziua, sper că mă auziți. Așa. În primul rând, vreau să mulțumesc autorilor celor implicați în elaborarea acestui studiu. Pentru noi, ca autoritate independentă și autonomă, a fost foarte curios să vedem care sunt rezultatele acestui exercițiu și ce crede un think tank sau o organizație non-guvernamentală despre independența unei autorități publice și aici vreau să-i dau dreptate doamnei Calugin atunci când s-a referit la faptul nu ce este pe hârtie, dar la independența adevărată. În ceea ce am reușit să ne uităm peste raportul dumneavoastră, în diagrama 1 dumneavoastră prezentați o medie generală referitor la clasamentul nivelului de independență ale autorităților analizate de către dumneavoastră. Încât înțeleg, această medie generală reiese din acea formulă care ați prezentat-o în prezentarea dumneavoastră. Și ținând cont că în diagrama 2 aveți 5 instituții care din variese motive sau vari motive nu au prezentat sau nu au fost destul de transparente în prezentarea acelor informații solicitate, duce la o denaturare, după părerea noastră, a diagramei 2, ceea ce în final, și domnul Ioniță cred că o să ne confirme, în aspect de medie și în aspect de abordare economică, avem ceva de naturare, goles nolis, a diagramei 1 care prezintă totalurile acestei formule. De ce mă refer la acest, în speță, diagrama 2? Pentru că dacă să luăm lista autorităților care astăzi raportează Parlamentului, noi, autoritatea de concurență, suntem cu, să spunem așa, cea mai mică salarizare în acest sens. În momentul în care
dumneavoastră am venit cu recomandarea, fie aveți două grafice la diagrama 2, unde includeți doar cele instituții care au fost, care au prezentat integral informația și prezintă un tablou nedenaturat sau care răspunde conformității, și atunci se schimbă puțin tabloul per general. O altă remarcă aș fi vrut să o atenționez referitor la dumneavoastră, domnule Pârvan, în prezentare ați menționat unul din criterii, era și membrii plenului, câți din membrii plenului au fost schimbați odată cu numirea noii conduceri, fie în cazul nostru a fost din 5, a fost schimbat 3, nu știu dacă asta este majoritatea, deci 3, să fie schimbați 3 din 5, adică 2 au păstrat continuitatea, sau ce considerați dumneavoastră majoritate. Deci este un factor important atunci când vorbim despre memoria instituțională. Și o propunem, considerăm că ar fi de valoare adăugată la capitolul recomandări pe care dumneavoastră le-ați făcut, reșind din acea analiză pe care ați făcut-o împreună cu echipa, să reflectați și acele recomandări în paralelă în acest raport, care sunt în acordul de asociere vis-a-vis de angajamentele Republicii Moldova în contextul fiecărui sector în parte, în speță a autorităților de independență, și atunci putem vedea, este discrepanță, dacă nu este, și care sunt restanțele care ar trebui abordate. Încă o dată mulțumesc pentru prezentare și sperăm la o colaborare în continuare frumoasă. O zi bună! Domnul Pârvan, dacă mai este cineva să vină cu anumite remarci, ar fi foarte bine. Dacă sunt anumite remarci pe marginea raportului care țin de anumite instituții, cred că ar fi bine ca aceste remarci să fie discutate încă o dată și cu autorul, ca să avem de câștigat toată lumea. Dacă nu mai sunt alte observații, am să rog pe domnul Pârvan să facă o totalizare la toată această discuție și în felul acesta să finalizăm prima etapă a unui proces lung de îmbunătățire a tot ce înseamnă independență, transparență și sustenabilitatea instituțiilor publice care au fost vizate în raport, dar și toate celelalte. Viorel, te rog mult. Încerc să ne arăt pe rând câteva momente să precizez, dacă am memorizat tot. Mulțumesc pentru remarce. Ce ține de opinia experților, într-adevăr, noi am consultat 10 experți independenți din diferite arii de activitate, jurnaliști, mass media, investigații, experți din organizații non-guvernamentale, juriști, pentru a vedea opinii din exterior dacă acele evaluare și acei indicatori care noi am evaluat sunt ceea ce în rezultat va arăta o independență reală sau o independență potențială. Respectiv, toate remarcile expresilor au fost menționate la început de raport și noi ținem cont de ele în viitoarea evaluare, cu siguranță sau cel mai sigur, metodologia va suferi modificări, va fi îmbunătățită, și anume sub aspectul evocat de către experți. Ce ține de... Așa, să-mi aduc aminte de Andreea, da, de Andreea. Aceeași problemă ca și la Curtea de Conturi. Dumneavoastră, într-adevăr, ați menționat exact acel proiect de lege care și acele discuții care au avut loc atunci, anume pe acest subiect, și se referă la neexecutarea sau revocarea din funcție în cazul neexecutării adecvate a sarcinilor, responsabilităților. Într-adevăr, n-ar fi trebuit în proiect de lege, în raport, să indicăm mai exact că nu este vorba, formularea dată, nici noi nu susținem o astfel de formulare. Este o formulare foarte vagă. În cazul în care se va merge pe această cale de a institui în lege un punct în care să fie revocat pentru neexecutarea unor atribuții de serviciu,
să fie foarte exact menționat pentru ce. Noi am punctat faptul pentru ilegalități, noi le-am punctat și ne-am sfățat acumulat punctajul respectiv, inclusiv pentru condamnări. Acea mențiune din raport nu are tangență cu punctajul acumulat de către instituția noastră. La acest aspect doar vreau să suplimentar, să menționez că este probabil o dilemă dintre un nivel al independenței foarte mare și anumite pârghii prin care decidenții sau autoritățile care nominalizează pot să intervină în cazul unor devieri. Dar aceste momente trebuie tratat foarte atent și nu, nici de cum cu prevederi sumare în lege. Așa ce am memorizat eu din Consiliul Concurenței, respectiv, locuirea simultană, într-adevăr, noi am examinat la Consiliul Concurenței, am depistat la Consiliul Concurenței cu marea parte a membrilor au fost cumva simultan înlocuiți, cu toate că legea nu prevede acest moment. A fost o situație sau niște circumstanțe imprevizibile care a dus la astfel de situație și conform metodologiei a fost punctat corespunzător. Dar acest aspect noi o vom analiza în cazul în care într-adevăr cum a spus dumneavoastră, doar 3 membri, atunci probabil mă voi uita atent să vedem ce punctaj a fost obținut. Punctajul poate fi împărțit și respectiv fiecare membru care nu a fost înlocuit se adaugă la punctaj. Ce ține de acele diagrame care, și media care a rezultat, aveți dreptate și noi am menționat în raport rezultatele puteau arăta diferit în cazul în care toate autoritățile ar fi răspuns la acele solicitări de informații. Aceste momente noi le-am asumat și le-am menționat în raport, dar pe de altă parte, din 20 de instituții, dacă 15 au răspuns, nu puteam să ignorăm acele 15 răspunsuri, respectiv am mers pe această cale de a prezenta rezultatele cum sunt, cu mențiunea respectivă referitor la cele 5 instituții care nu au răspuns la solicitări de informații. La a doua diagramă, ce țin de venituri, noi am, chiar dacă nu au răspuns la solicitările de informații, o parte de informații noi le-am găsit în surse publice, iarăși acele declarații de avere și interese personale, ale conducerii, ale adjuncților, în cazul organelor colective. Punctul ce ține de însăși organul colectiv, Consiliul respectiv, o bună parte de informații au fost acumulate, dar sunt de acord că clasamentul general putea să arăte puțin diferit și media la fel diferit în cazul în care nu am fi avut toate informațiile disponibile. În rezumat, doar aș vrea să menționez faptul că noi, într-adevăr, vom încerca să ținem cont de tot ce ați, toate remarcile noastre. În cazul în care după o analiză, se va constata că anumite lacune, noi vom corecta cu siguranță, dar ce, cum a spus și domnul Ionuț, interesul nostru este de a vedea exact unde sunt anumite probleme și cum am putea să le rezolvăm, în așa fel ca instituțiile să dispune de tot instrumentarul necesar să fie independente și să presteze cele servicii necesare societății. Vă mulțumesc! Dacă ne permiteți, organizatorilor, avem, deci că am văzut și în chat, sunt mai multe propuneri, este posibil ca să ne acordați un timp de 3 zile, nu știu, ca să putem veni cu reacție pe marginea textului raportului, deoarece a fost insuficient timp să-l examinăm mai detaliat și cu siguranță o să venim cu niște îmbunătățiri sau să sesizăm anumite momente pe care noi le vedem dintr-un punct de vedere
și în final o să luați deciziile, acceptați sau nu. Dar să avem această posibilitate, pentru că anterior rapoartele erau transmise până la ședință, toată lumea putea să facă cunoștință cu ele și era mult mai interactiv în cadrul ședinței dacă noi îl aveam din timp. Dar recent, din faptul că a fost prezentat astăzi, să ne acordați acest termen de a veni cu reacție. Chiar vă rugăm să faceți acest lucru și cu siguranță că vom lua în considerație propunerile dumneavoastră de îmbunătățire. Și din ce înțeleg, eu voi fi cel care va încheia și această sesiune. Dacă nu mai sunt alte remarci, propuneri și recomandări, eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru atenție și pentru deschidere. Este foarte important să menționez acest lucru. Autoritățile au dat dovadă și de deschidere. Au cele 15 autorități care au prezentat informațiile ce se referă la salarizare, informații destul de sensibile așa, pentru public. Și sper că recomandările noastre vor ajuta instituțiile să devină mai independente. Vă mulțumesc frumos și mult succes în continuare!